dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Ha! yes, man, yes, așa trebuie. Asta e fix, doamna, să, să... ha! <laughs> am făcut-o! <laughs> Te-ai speriat? Cine, cine, crezi că te-a făcut să nu cred că există toată viața ta? <laughs> Ia vă da mă, de prost. La mine stare de mine, de ce crezi că l-am dat afară? <laughs> Salutare oameni buni, boomerul și milenialul în acțiune, boomerul domnul Silviu Petcu aici de față, milenialul Alex Zob, astăzi invitatul nostru este un tânăr comedian și cred că este la primul podcast, așa că cred că are emoții destul de mari și trebuie să-l încurajăm, Claudiu Teoharie, salut! Teo! E fără Da. E bine. Am început bine. Am început foarte bine. Perfect. Apropo de asta... Teohari, da. Teohari, da, e, știam. Teohari, da. Teohari. darul lui Dumnezeu. Știam, da. dar uite, am băut deja două beri și da. s-a dus. Am pățit asta acum vreo 4-5 ani când m-am întors în țară, pe aeroport, la pașapoarte. Da. Am dat buletinul, s-a uitat unul pe buletin, s-a uitat la mine și mi-a zis, vă lipsește unele la sfârșitul numelui. <laughs> Mă corect, și, și, -mă. și zic, nu, așa mă cheamă. Și ai nu, vă lipsești tu Și m-a blocat. Efectiv, m-a blocat. Nu am ce să zic. Am fost de acord că. Da, dar tu înțelegi că eram în țară de două minute și deja existam greșit. Deci deja existam greșit. Nu existam conform cu părerea organului. Nu mi se unele la sfârșitul numele. Toată treaba vine de la faptul că numele ăsta este și prenume la unii. Și prenume da. era cu E. Teoharie, te da. Teoharie, știi? Coca-Cosma. Teoharie coca de exemplu. Toată lumea mă întreabă dacă se rudă cu el. Și nu sunt că la el prenume. Că pe fisa o, fi o Miruna Coca Cosma. Deci Coca Cosma e nume de familie. E, și la Teohari Georgescu la fel, un exact. ministru comunist. Și la el, tot prenume, știi? Și fără e și la el. F la, la Teoharii Georgescu e fără e, da. Și mi-am mi luat în jur toți pe tema asta. Mi-au oameni că sunt fiu de nomenclaturist, că sunt pui de comunist, asta că sunt rudă cu Teohari Georgescu, la care Teohari era prenume. Mă, dar asta înseamnă că, scuză-mă, dar asta e un mare merit pentru oamenii ăia că citiseră ceva despre istorie. Băi, da, nu te, nu te supăra, adică... Da, e o referență de obscură, da. da. A, asta ar trebui, o știam eu, că sunt mai bătrân și da. știam de Teohari, Georgescu, nu știu ce, dar... Acum mai pe timpul tău e mai ba, deja mă încrești Bă, ai niște prieteni care s-au informat? Prieteni? Au eu... oameni, cunoștințe. oameni cunoștințe. cunoștințe. Cunoștințe internautice, nu. Da, au, scuze, scuze. Acolo toată lumea știe asta, spun. Dar te asta spun. înseamnă darul lui Dumnezeu. Teoharie, da. harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Da. 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 E nume da. de prot, da. Și... Când a fost prima oară în Grecia a fost interesant. Deci prima oară când am fost în Grecia și s-a uitat la pe pașaport, s-a uitat lung la mine, așa că era și cauz mai, și cu numele ăsta pe tine, știi? Măi, sunt cu nume de popă la ei. Dar... Păi și dacă mai adaugi un ne? Nu știu. Nu știu, <laughs> așa lucru. nu, nu, are știu nu, știu nu, are nicio legătură, nu? Nu știu, știu doar că era cu TH și după aia bunica mi-l a a schimbat, a eliminat H-ul că îmi provoca problemele. E mai simplu fără H, dar era TH. Uh, da. Uh, tu să ce fac? nici născut că tu ești E 85% deci eu, eu cred că sunt, la, eu sunt pe limit, eu sunt în 81 și mi se pare că. Ești milenial, limita. ești milenial. Da, dar ești cel mai bătrân milenial. Uh, ești acolo, da. Ești milenial pentru că ceilalți generație X care până sunt în înaintea ta, am cam până în 80. Până în da. Știi, și atunci tu ești un falnic începător al uh, milenialilor. <coughs> da. E ok. nu. No, e... Deci calci pe coada generației X, da, da. ești Da, dar te-ai de... descurcat precum milenial, adică e ok. Bă, da. Bă, Ai ținut da. vreodată cont de bă, chestia asta niciodată, nu? Nici nu mi-a fost clar foarte multă vreme ce... Păi nouă ne-a fost clar că nu am început emisiunea și a trebuit să citim puțin despre da. chestia asta ca să nu vorbim chiar în bălării cu toate că numai așa vorbim, dar cât de cât poziționarea oamenilor și cam, știi, să iei din cutiuțe. Că mm -hmm. asta e boala sociologilor și a noastră în general a românilor omul să, fie catalogat, să aibă o etichetă. Da. Da. să știi de un să lei. A cui ești da. tu din, știi? Da, da. Dar chiar tu acuiești așa? <laughs> Fiul ploii. nu știu. Nu știu exact la ce te referi. Păi dar nu, când, mai... cum erai, când, când erai mic, că te întrebam, mă, dar tu al Nu te întreba pe stradă, <coughs> da. vecinul sau nu mai știu cine. când mergeam, bă, mă, când tu? mergeam la străbunici, că am avut bunici în oraș și străbunici erau la țară. La când țară. Alții la bunici, eu mergeam la străbunici, la la Slănic, Prahova, mi-am că că mi s-a mai întâmplat asta. Mergeam la Slănic în vara, mă mai întrebau, al tu? Al ești tu? Da. Și de acolo era mora uh, Teohari, cu da, cu numele și da, eu ziceam, al Teo Hai, al Teohari, de, 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 de lângă ștrandă, de lângă Baia Roșie, da, da. <gătări> da. da, Doamne, ce dorme să mai merg la Slănic, Prahova. Da, ai mai fost, adică ați păstrat legătura cu zona respectivă, aveți casa străbunicilor? Nu, nu, casa, e, casa e vândută pentru că era în paragină și, și și în continuare se, uh, am fost în plimbare cu uh, motocicleta, îmi căutam, știi cum e cu motocicleta, scauz de drum și la un moment dat mi-a venit ea să mă duc eu mă, până la, până la, slănic. La, până la slănic la casa străbunicilor și m-am dus și am Pare că trăiește ceva pe acolo, dar e paragi, adică sunt niște plăci puse pe geamuri. Sunt niște, adică și e... mergeai vacanțele de vară sau cum? Da, da, mamă ce frumos era, la băile alea sărate, la ștrandurile alea sărate, la Baia Roșie, este extraordinar, este apa atât de sărată că te ține în picioare, deci poți să stai așa ca, ca geamandura, știi? Uh, străbunica mi-a punea murături direct în... Adică Cu era Cu apa la izvorul, din, la din lac, da. o lua direct. De, era, un, uh, era, o care alimenta izvorul și de acolo la direct și punea murături. Foarte, foarte frumos. Muntele de sare, extraordinar. Da, mi-e dor, de zonă, chiar mi-e dor. Chiar, chiar e în zumb, uh, mea că la anul aș vrea să mergem 3-4 zile la... Și dar An. cum de n-ați păstrat, adică cum de n-a rămas moștenire către familie? Adică s-a pierdut în au hotărât să o vândă că era, era, era într-o stare proastă, nu era, adică era foarte greu de, nici nu știu dacă mai poți să o de fapt, renocezi. ai dreptate, ai dreptate. Că m -am, acum m-am gândit așa la, la, chestii care au mai rămas așa prin familie, tot din astea în zone, unele sunt zone greu accesibile sau aiurea da. și care sunt excepționale ca să te duci acolo cu cortul să stai, da. dar să intri în casă. Nu, asta spun O casă făcută la 1907 da. și care. Pf, e, nu e o cocioabă nu e doar o cocioabă, Era o casă foarte ok, dar numai că e, nu știu sincer dacă poți să renovezi așa Adică cred că efectiv te costă mai mult decât să construiești una nouă să renovezi așa. Nu știu, îmi dau și o părere. Dar, dar da, cu zona păi, aia nu Și în rest, te... în București? Adică, ești născut, crescut în București? Da. da. În ce cartier? În Titan. În Titan. Titan. In titan. da. yes. La Artan, în Titan. Mă, da, ai, tu ai trăit 20 de ani, ai aproape 20 de ani în comunism, deci ai nu. No. păr... Nu. No. Păi, din 81? Până 81, A, până, până 90. 90, da. Nu, nu. Na, mamă. Bumăru a făcut niște socotele băut, astăzi. Nu-i mai dați bumului de băută de emisiune, frate, că nu mai... Da. Deci nu prea ai, ai ceva așa de copilărie, dar nu știi... Bă, am niște amintiri din comunism. Da, adică mi-au camite, coada la alimentară lângă acolo, știu, a chestia cu... Noi aveam noroc că de pe balcon se vedea jumate din complexul ăla alimentar și uneori mai vreau, da, eu uite că a băgat, nu știu ce. Da, era, da, da, până, da, păi trebuia să ai o vedere în spatele complexului comercial. Da, asta era da. esențial, să te muți într-un loc din care îți vezi ce s-a băgat. Ce s-a băgat, până spate. În prin spate, da, da, de da, da, da. Și deci, mai amintesc -am de asta, mă știu cum mă mergeam la mini și cu bunica mea și mi am amintirea am, am asta foarte clar cu uh, kilometria kil kilometri de rafturi goi. Uh, care dacă nu erau goale, nu, era pus același produs. Orice aveau, un lucru, dar era pus tot stocul pe rafturi ca să nu arate goale, știi? Și erau cutii nare de creveți, erau Băi, o mie fantastic. de cutii de creveți. Absolut toată, și toată și lumea povestește de creveți ăștia benghe în songlo, Asta mie mi-a rămas în cap. Deci era... Dacă îi spui un... De, de exemplu, lui fiul meu, care da. e, în 89 născut, zic, ce să-i povestesc? Adică, cum? nu are nicio, să seama, nicio reprezentare despre da. comunism. Și am zis, mă, aveam creveți. Bă, aveați creveți și vă plângeți că adică ce au cu zic, băi, Stai. erau niște chipsuri, frate, că eu, am, eu când prima oară în 93, când am văzut, în iarna lui 93, când am văzut, în 94, când am văzut viermele la care era închitinat, zic, bă, ăștia sunt chipsuri, băi? Da. Adică, în capul meu erau. Să știi că e tot adevărat, eu mulți ani de zile am crezut că așa arată un crevetă. Știi că e Absolut, disc crevetele discul ăla da. care e da. expandat are, în gură. Care, care, de fapt, nu știu dacă ai mai, ai mai dat de. ai mai mâncat în. Nu, a -a mai, nu. nu. Eu am dat, acum de curând, la un moment dat a făcut Melinda la Painar, a făcut într-o, la un eveniment, a făcut, când am fă, făceam degustări de whisky și la o degustare de whisky a făcut boluri de... Cipsuri. De chipsuri de aia de creveți. Dar cu unde a găsit? Se găsesc, se găsesc. Da, se găsesc, Da, se găsesc, se găsesc În astea asiatice și la raiane asiatice, pe unde mai sunt, sau la magazine asiatice, se găsesc. da, înseamnă că e carne expand... Adică e, e carne... carne... Dar nu e carne, e ca un... E făină de tapioca sau ceva. Așa, care e aromată cu deci nu are nu are nicio treabă cu crevetele. Crevet. Nu, da. sunt chipsuri cu aromă de creveți, cum ar veni. Dar sunt chipsuri din făină. Nu -are, are treabă. Că a făcut și am văzut cutia și m-am uitat la, pe cutia la ingrediente și nu are. E praf de crevete. Adică e un fel de pudră de crevete ca să aibă un pic de aromă cică de ceva. Dar nu e. E făină. Sunt chipsuri de făină. Deci deloc, deloc n-aveau treabă cu <laughs> Na. na, na. Păi și au mers atunci la degustare? Bă, da, au asta mers, vreau nu? să spun că mie mi se pare, chiar vorbeam cu ea, că mi se pare următoarea chestie hipsterească care încă nu s-a întâmplat. Pentru că sunt foarte buni. Pe cuvântul meu, doar, dacă mănânci acum, sunt foarte buni. Deci au un, o, o crocanțeală, dar aia intră perfect ca snack. Sunt delicioși să-i rozi la bere, la ceva. Sunt extraordinari, dar nu știu, cred că oamenii în continuare sunt traumatizați și de aia se fereze sau ceva, dar sunt foarte buni și mă mir că nu i-au adus încă hipsterii înapoi. Creveția, foarte buni. Urmează. Parizerul este la putere acum din nou. Ai. Burger, eu am mâncat burger de de parizer. E burger de parizer. Mă rog. la bucătăria Local Food, nu? Da. Am mâncat în restaurante da, da. de foarte local mare Da. dar nu numai acolo. Am mâncat în restaurant de cum să zic, de high mm -hmm. high cuisine. Da. Uh, parizer făcut pe ziar. Adus da. pe ziar, făcut da. Pariser da. pane M-am gustat ziar vechi, și eu da. ziarul din ăsta cerat, doamne iartă-mă Era chiar o scânteie Vai mă iei la era, mișto era. Da, de da, să știi că ar fi foarte tare Dacă ar fi un restaurant a. foarte select Aici s-ar vedea Atenția la detaliu, să-ți aducă pe un exemplar Original de scânteie deci Asta este de foarte greu Da, păi, a, Asta aia, aia, aia este aia foarte greu lux. Știi, să ți-l aducă pe o foaie de... Păi acum nu cea costă de, de, de rupe. 80. Da, aia spun, el păi înseamnă lux. Aia o Paris opulență, tată. Da, Și-am gustat, dar vezi că eu care știu despre ce e vorba și am, da. am chestia aia cu parizerul în cap și acum de prăjit și mirosul și asta, am tăiat, era foarte gustos, ok. Dar n-aș mai mânca în viața vieții mele, adică mi s-a părut traumă. o întoarcere. Exact, traumă Mi-a dat daună totală, adică nu m-am întors înapoi da. și am zis, bă, hai să. Deci o tăiem asta, o mâncăm, bun, și ceva așa mai de. Da. o stea mișlând, cine băgați dar aici? Nu te creveți. Nu, no, nu, no, nu. No. A fost bine, a fost excepțional, totul gătit, dar băiatul, că era un băiat de la 30 ceva de ani șef acolo. Măi, a, avut, a dat lovitura pentru că absolut toți care intrau acolo, da. când vedeau chestia aia, nici nu știu, are avea o denumire. Parizerul Ceaușescu sau Scânteia da. sau. Deci, te, din toată lista te ducei cu ochii ați da, acolo, da, da, adică da. n-avea. Bă, vreau și eu o porție, cât cost 30 de colo, încolo, două, vreau și eu să o văd, adică. Eu am rămas, apropo de asta cu mâncărurile astea mizerabile, eu am rămas cu, am rămas cu poftă de cremvuși de la taică meu evapora crembuște, efectiv. Deci <laughs> din frigider, reci. Și pă, când îl lua, mânca așa, un kil, știi? Și am rămas, de la, de la taichim, asta mi-a rămas chestia asta cu un mă pocnește o poftă de asta în de crembuște. Și știu că e mizerabil, că e printre cele mai murdare mâncăruri pe care poți să mânci, alea, pasta aia. Dar nu pot, nu pot. Și culmea știi care e, că am încercat să zic, bă, frate, am și o vârstă, mă respect, nu mai trăim în nevoile comunismului, zic, vă, iau niște cremfuști mai. Mai de Doamne ajută, știi, la, la. Bio, ceva, curcan. I-am mâncat în silă. Deci, nu, n nu aveau gustul ăla. Nu nu, 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 Dacă nu-i nu de atingeau, porc. Porc, porc cu usturoi, cu tot ce trebuie. Porc, eu, eu mai treacă meargă și aia de pui la o, adică, dar dacă nu-i mizeria aia de pastă, nu, nu, Deci ăștia bio, curcan, nu știu ce, n-au atins locușorul ăla, n-au... <laughs> Băi, eu, eu și-acum de... am doresc să ajung în, în Statele Unite, să da. ajung în New York și să mănânc un crem din ăla da. de la băiatul care stă cu, da. știi, cu cașca da, sunt buni, are de mai multe. Dar sunt groși mai noi, din, nu sunt cremvușe din noștri. Știu nostru. că nu sunt crem din Și dar îmi place ideea aia, știi, cu care am crescut, că sunt uh, sunt uh, oameni acolo care stau și stau pe Fifth Avenue sau Bă, unde stau foarte, ei. Și sunt foarte dă, bun să știi, nu știu de ce mizerie. Hot Dog ăla e foarte bun. Tu ai, ai, mâncat, nu? Am mâncat cu un dracu no. să nu mănânci. Și te întreabă cu... E ca la așa urma, cu ce da, se să spune în da, da, el. Da, da, cu, da. cât din alea, pune... Bă, pune, ceapă, pune, de, da. pune ceapă, pune de alea, pune astea, pune muștarul ăla, iute, nu... Băi, m-ați făcut... Auză, îmi, îmi plouă în <laughs> Vorbiți numai de <laughs> mizerie de astea Auză, de pe vremea. apropo de mâncare de la New York, am, am, aflat de curând o chestie foarte interesantă. Uh, Sandwich-ul ăla uh, iconic, uh, Newyorkez new-yorkez, daily, ăla, sandwich de pastramă. Ce și la grosă, ah, pastramă uh, de bită. Uh, da. uh, ăla pe cheamă. care mănâncă evrei, în general, da. uh, 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 cred că prin cărbier entuziasm, să mai tot ce alei de... Mă rog, eu îi... Da. Pastramă cu, mult, cu multă brânză... Nu, nu, Au nu, și, nu, nu, au și, nu, au și brânză, brânză, dar nu, nu neapărat. Uh, ăla gros de pasan, așa e, cu murături. Ăla e de origine românească. E, e adus în New York de evrei care au emigrat din... Din satul mare. Din satul mare, da. Exact. Și ei au dus la. și acum a devenit o mâncare. dar ai dus să știi Chieză, pe, de... pe toată partea pe, și pe coastă și mai sus în, în Moreal da. am găsit un, un astfel de deli care. Pastrami cheese pastrami cheese. nu-i nu nu-i nu E ești nu nu? Nu pas, pastrami, dar e pastramă de vită, este și de purcel, dar ei că poftim? Nu filiciz. Nu e, filiciz. Nu, 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 e filiciz, nu, 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 nu. A, na, e, ar, e, ala e altceva. E cu totul altceva. Nu, filiciz e cu totul altceva. Uh, asta mâncarea, chiar, chiar pasramă de vită că e cu porc, cu au, ca Nu coșer, nu? Adică nu e, nu au voie să amestece carne. Nu au voie să amestece, am, exact, da, da, da. exact. Da, da. Nu, și este, uh, unii o fac și șrede, o fac uh, fărâmițată, au, au un fel de furculiță da. specială care o fac, băi, este am văzut niște cozi atât în New York, cum zici tu, dar mai ales în Montreal ala, care era formidabil și foarte vestit și am stat și eu la rând zic Bă, dracu! stau și o jumătate de oră. Adică da. n-am stat când era mic da. ori în șir, la -am ulei. Stau, tată, n-am eu treabă. Adică <laughs> deci nu stau eu nu pentru... Mă face, pe Bă, curgea, era atât de bun chifla aia, bagheta era proaspăt scoasă din cuptor sau o puneau ei la ceva cuptor că era super crocant, îți crăpa, știi cum? Parcă să, să spărgea ca la, cum să zic, să sparge parbrizul când vin într-o piatră. Bă, bă, ajută ceva de mâncare, că nu mai pot, mă. <laughs> o gură deja. Nu știu cum am Extraordinar, nu știu, din cauza lui Teo, el ne-a dus la asta. Dar da. au, au feluri de mâncare din astea aduse de da, și plin America de tot felul de da. imigranți, zăi seama. Englezii nu prea au adus în afară de colonialism, au adus. Au adus un pic de genocid și a, s-au Așa, a -a și limba de... și da, cultura au adus și, fish și nu știu ce, dar. Fish and chips. Au adus. Nu există chip. în America fish and chips. Și, nu și... Nu mic dejunul la lor cu fasole și cu. Aia, cânăt. nu, eu n-am găsit nicăieri. <laughs> Voi știți care e culmea acu, acu două zile vorbeam cu ceva. Englezii mănâncă atât de prost încât mic dejunul englezesc e nașpa în Anglia. Deci, pe cuvântul dacă o să mai vezi pe undeva o mâncare, dacă te uiți să mănânci o mâncare italienească în Italia, e cea mai bună versiune. bă, la mic dejun, atât de prost, atât de puțin se pe la mâncare, când ăla a lor, English breakfast, care ar trebui să fie grozav de bun. Ai zice, bă, frate, îl mănânci în Anglia, unde să mănânci? Oriunde mănâncă și mai bun decât în Anglia. Pe cuvântul de donare, ce am mâncat în București, English breakfast mai bun. Pentru deci, că... Ai mâncat în mai multe locuri și nu? nu? Da, mă. E, adică, ok, sunt un, Nu, sunt un la care se face ok, dar prin hoteluri, unde mâncam micul dejun, că na, eram la hotel, mâncam micul dejun, nu au din 10 în nașpa. Pentru că tradițional la ei, apropo, e să fasolea e Heinz. Să nu crezi că e tradițional gătea mama fasole de... E, e, iau conserve. Și conservă. fasole Heinz. Care exact, o conservă de sfocie. 20 de grame de zahăr pe 100 de grame. E dulceață de fasole, efectiv. Nu poți să o mănânci. E foarte nasoală. Și după aia, cârnatul uneori e nasol. Bă, nu știu, deci pe bune, eu am, am zero respect pentru nația engleză când vine vorba de mâncare și pentru că iubesc atât de mult mâncarea, scade foarte mult respectul pentru ei ca nație în general pentru că nu știu să mănânc. Eu nu pot să respect o nație care nu mănâncă. Bă, eu, eu, eu urmăresc un, ăsta e guilty pleasure-ul meu, îl urmăresc pe un tip care are nu știu, cred că are vreo 2 milioane de abonați, Beard meets Food. Mm -hmm. Îți spune ceva? Nu. E un tip Beard meets Food, un tip cu o barbă mare, mai mare decât am, cam, a noastră combinată așa, așa da. care merge e, e de pe undeva din, de pe lângă Liverpool sau chiar din Liverpool, nu mai știu exact și omul, uh, omul merge în uh, Anglia și acum a început să meargă și în state a început să uh, iasă și din țară, merge și face tot felul de uh, se, se ia la trântă cu uh, 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 tot felul de challenge-uri din astea să mănânci nu știu cât în 30 de minute că la ei ah, e, la, okay. e la modă chestia cantitate. asta cantitate de exemplu da. să mănânci nu nu șase burgeri, uh, șapte steak-uri nu știu ce într-un într anumit timp și dacă îl bați dacă pare bați un, timpul ăsta un semn de decadență dezgustătoare chestia asta e un fel de atât de bine o ducem că ne batem joc de noi știi cum poți uh, să mănânci șase uh, kg de carne în 20 de minute o fi, dar îți spun că uh, <coughs> uh, legat de mâncarea aici? din Marea Britanie și așa eu deja am, am, am început să mănânc în timp ce mă uit am momente în care mă, mă uit în timp ce mănânc în timp ce mă uit la, la om cum mănâncă și cum merge prin tot felul de loc și pentru că el e foarte simpatic da. și mă rog, e într-un e fel gagiu a, a găsit o soluție de să știi de că arată emisură. foarte bine mâncarea din Marea Britanie prin ochii omului băi, în primul și în primul, hai să lămurim se mănâncă bine în Marea Britanie se mănâncă bine în, în UK se mănâncă extraordinar de bine în Londra, dar eu mă refer la mâncarea lor. Tradițională. tradițională. Pentru că în Londra se mănâncă foarte bine pentru că e un oraș foarte cosmopolit și au venit și un hub culinar și așa, dar mâncarea lor, mâncarea ce mănâncă. Și mâncarea, ce mâncarea lor, l-am -am văzut, -am văzut mâncând de de mic dejun... dejun și arăta, bă, arăta bine cel puțin. Arăta bine și... Păi adică nu știu, mie... nu, chiar pe bun, adică ăsta e, bă, bă, e un podcast culinar sau... Bă, că vorbim din cel. sfert de oră, frate, vorbim numai de mâncare. Noi avem doar bere, stimați prieteni, dragii noștri. Bă, -am, Noi pâine, am, am zis că bem o bere că -i ora de înregistrare este Correct. ceva mai înaintată și am zis, bă, acum gata, am venit pe jos toți, nu are nicio treabă, bem și noi o bere. Bă, mi-e o foame de moră, adică dacă mai continuați cu mizeriile <laughs> da, ta, astea, schimbăm. nu știu unde ajungem. Uh, eu, eu vreau, vreau să, să des te... pe băutură atunci. Că uh, uh, a, exact. a, uh, uh, în sfârșit, o idee că constructivă, adică uh, putem să ne deplasăm de, eu sunt de curios să te întreb de mult timp treaba asta. Uh, uh, ce ai, ai cum organizat? te cheamă? Cum te cheamă? <laughs> da, 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 <laughs> și ai organizat bă, o filmare ca să-mi pui întrebare. Puteți să mă suni, Nu, nu. Vreau să, să te, să, te, prindă camera când yeah. îmi spui chestia asta. Uh, am, uh, am, mai povestit și îmi pare o dau să fie foarte, foarte scurt. Prima dată când eu am văzut stand-up, da. stand-up românesc, a da. fost în 2000, uh, 2004, da. 2004 în toamnă, la noaptea devoratorilor de publicitate. <laughs> uh, Băi, de unde, capul unde uh, deci în 2004 da în 2004 în 2005 după aia văd 2004 sau 2005 nu mai știu exact cert este că după aia am, am și intrat în, am intrat la facultate cu Costel am mai povestit asta nu, nu bat pe ea dar am văzut atunci l-am văzut pe Costel atunci când l-a huiduit toată bă, seara. când l-a huiduit eu am fost acolo când l-a huiduit de l au huiduit bă, l au huiduit. Bai, Băi, eu, nu, eu nu știam cine-i Costel eu abia venisem da? eu am terminat liceul în 2004 am dat da. la o altă facultate eram și eu pe acolo pe la Polivalentă la Polivalentă cred da. că era bă și nu știam nici eu nu știam exact văzusem niște Seinfeld nu știam cu ce se mănâncă bă dar mi s-a strâns stomacul deci am și acum imaginea Noi, aia e în folclorul cost... nostru asta să știi deci de multe ori mai, mai râdem cu costel de asta ca și Bă, pat... dar tu ai, asta tu ai fost atunci? Da, 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 când a intrat el cu A intrat și primul cu pe care l-a spus în microfon În fața a de oameni Hey, what's going on, motherfuckers? Și oamenii au fost, ce e asta? Dar cu că și el a fost spectator la momentul Adică nici el nu înțelege de ce a spus lucrul ăla De ce veni -a, așa, -a o să așa să pregătiți are Niște momente de, are niște străfugerări Care uneori îl duc în sus, alteori îl în îngrop. da, da, asta -a îngropat. Și tu, Vezi... ai, intrat, tu intrasi înainte sau ai intrat după nu, el? Mi se pare că a fost el primul eu a fost, hey, what's going on, motherfuckers? <laughs> și a, fost, blocat toată polivalenta și după aia a început să zic o după glumă imagine... și după vreo două da. du te mă! Da. După, după imagini cu, Hai, da, cu, cu spoturi din toată început, lumea. Nu a fost la început. Nu a fost la început. Da, dar erau, erau, nu? Da? Da, noi am deschis Asta nu mi-aduc aminte. A eu, 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 încă, eu, încă, am, eu am, încă, am, vagă impresie că uh, Dan ne-a trolat la față. Cred că efectiv a, a făcut-o doar ca să-și bată joc de noi. <laughs> Pentru că e clar că nu aveam ce să căutăm acolo. Adică să iei niște oameni care... Nu Era la început ce... începutul începutului atunci. Păi, nu da, deci să... Nu... Păi era în mama noastră să, să, iei, niște, să țânci care n-au idee pe ce lume treci să-i pui în fața 4.000 de oameni. <laughs> nu știu, mi se pare că a făcut-o așa ca să vadă ce ni se întâmplă. No, no, nu, bă... a făcut-o exact de asta, <laughs> dar și a dat un impuls într-un fel. Da. Pentru noi a fost o experiență de șocantă că aproape am blocat -o. Adică nu, să știi că n-am procesat prea bine chestia aia. Ni s-a întâmplat, a fost ca un vis, am plecat. Nu, n-am înțeles ce se întâmplă. Da, am mai deschis nopți de laboratori după aia, mai mulți ani. Și era foarte nasol, că se făcea un sel de astea foarte mari care aveau ecou foarte mare și s-auzea îngrozit. Dar nu se prea pupă una cu... <coughs> adică, hai să spunem că e tot dintr-o parte creativă și atât se pupă. Eh. Mă, stand-up-ul au. Adică e un intro plăcut la orice fel de activitate. Acum poți să-l faci așa. Dar atunci era aproape teoretic, necunoscut. Eu vorbesc teoretic. Teoretic, da. doamne, vine un băiat, zice niște glume 5 minute, după care ne uităm la meci sau începe noaptea vorată. Nu e așa o chestie deranjantă, dar... Atunci părea un om care vine să fie rău, să fie răutăcios, nu? Adică... Băi, nu eram, eram incompetenți, mă. Eram incompetenți, efectiv. Adică nu știam pe ce lume sunt, nu știam ce facem, nu știa nimeni ce facem, nu știam nici noi ce facem. La asta mă refer. Eram pur și simplu incompetenți. Eram, vai, mama noastră. Și de să spun că e o expunere mult prea mare pentru, pentru nivelul ăla. Pentru... Păi, erați incompetenți pentru că abia început să-ți da, să faceți da, băi, chestia asta. un an, doi. Eram sugari. Știi că la un moment dat a avut Seinfeld o vorbă foarte mișto că a zis că e oarecum echivalent e o echivalență între anii de stand-up și vârsta deci până în 2-3 ani nu știi nimic, după care începi să mergi să vorbești, Știu. după care treci până niște perioade de astea în care adolescență undeva pe la vreo zicea că undeva în jur de 15 ani de experiență încep să ai o încredere prea mare încep să te crezi buricul pământului ca în adolescență și tot așa, zicea că după 18-20 de ani începi să poți să zici că ești matur, că ești cât de cât un om format, știi? Adică după 20 de ani de făcut stand-up, da. poți să zici că cum un om la 20 de ani poți să spui că a trecut de copilărie și de adolescență, știi? Poți să spui că e format deja, știi? Și la fel și asta în Și gândește puțin, noi eram efectiv ne bușii la un an doi eram, vai mama noastră, nu avem ce treabă, știi? Și mergând un pic înapoi, cum ai început? Cum a cum a fost la tine? Bă, din inconștiență. Păi, și a, marea... Da. 90 Tot la lucru, din to coștieță. Toate să fac din incoștieță. Absolut ce vorbeam toate zilele astea cu ultimii oameni pe care i-am intervievat, cam pe aici era, adică m-am dus și eu să văd, că, da. dar tu ce faci? Păi eram contabil, sau eram nu știu da. ce. Păi am făcut eu un liceu, niște chestii și să dădea o probă la radio Să dau o probă zis acolo și m-am dus da. și eu să dau o probă. Da. Deci da. A, așa să a, adică te ai avut o chestie în cap care vrut să o urmezi de fapt de Bănuiesc. Nu. nu. spune să spun. șeful. Nu, tocmai asta spun că nu. Și am mai vorbit de curând undeva de chestia Dar, față de că, voiam să spun că chiar mi-era dor de un podcast. Știu că pare foarte ciudat, Hai de, mă. pe cuvântul ăla, m-am gândit toată ziua cu bucurie că, că vin la un podcast, pentru că n-am mai făcut de luni de zile nici la cu Victor, nici cu băieții. Deci am luni de, de zile de când n-am mai făcut podcast și eram cu uh, podcast. Uh, Păi da, de, aia, vrut să vină, mă, că dacă făcea, mă, și când am eu, cum a acceptat Teo să vină? Eu am rămas curat că da. Căscată, zic, bă, dar mă, -am bă, mai nu... avut, mă, de aia. Păi da, mă, eu de, asta eu n-am mai vrut să mă duc la podcast eu, pentru că deja apăream prea des pe peste tot și le aveam și o palme și ce, și era deja un pic începeam să mă simt simțit, bă, iar tu, că știi cum era bancul pe vreau Ceaușescu cu... Că deschid radio la Opo Ceaușescu, deschid televizor la Opo Ceaușescu, mă, e frică să bag fierul de călcat în priză, poate la La fel cu asta, știi? Bă, mi-e frică să mă uit la că poate e un podcast, știi? Ce mi se, de ce spun că n-am avut nimic în cap uh, mi-am dat seama de curând de o chestie și anume noi când ne-am apucat de stand-up am avut un avantaj enorm pe care uh, nu știu cine l-a mai avut înainte, de exemplu voi, uh, nu știu dacă l-ați avut și nu o să mai clar nimeni acum că ai să apucă de stand-up și anume noi când ne-am apucat de stand-up, noi nu știam nu, nu credeam că e o chestie care se face noi nu, niciunul dintre noi primii ani de zile nu avea în cap că noi o să facem stand-up, de asta spun că a fost aveați tot... slujbe sau erai student fiecare avea, ceva. la facultate la facultate și uh, ăștia care erau la teatru, mare parte dintre oameni care erau atunci în prima garnitură erau la la teatru, la actorie Bordea, Bobonete Toma cu, Soare uh, cine mai era, Cristian Dumitru Mihăluș, toate aproape toți erau la teatru, Strunilă Strunilă, așa, și toți aveau un cap domnul mă fac actor Adică, da, asta e așa. De by the... Cercul de. Mergem la cercul de Caterinca, mergem cercul la. Cercul părinților la... dispăruți. Da. da. Eu eram la SEP, nu știu, VIO era și el, tot, făcea tot ceva economie, Costel era la Politehnică, adică, ca idee, nimeni nu avea în cap, bă, asta e o chestie pe care eu o să o fac. Și atunci asta, asta ne-a făcut să avem o atitudine foarte. Legeră, găjoată, da? Da. da. Și. Bă, să fim inconștienți pe bune, asta spun, adică nu aveam în cap. Pentru... De ce spun că nu știu dacă a mai avut cineva avantajul asta? Pentru că, în general, când te apuci de o chestie, ai niște oameni înaintea ta care au făcut-o, ai un, ai un traseu, ai niște... Dar nu era de... nimeni înaintea nu voastră era nimeni să fie și făcut asta. Nu credeam că... Știu că o să fie mulți oameni care o să zică de Dor Octavian Dumitru. Avem, în orice caz, e o discuție interminabilă asta. E interminabilă Discuția asta că vă credeți voi primi, dar n-a fost ăla, n-a nu, fost nu, ăla, fost nu. până la Constantin, n-a ne ceartă. Stai, adică, stai, stai. Dar nu... Un singur lucru vreau să spun. Te rog, zi tu că vreau și eu să lămuresc ceva. Vreau să fac un preemptive strike pentru <laughs> comentarii. Așa. Când spun că nu, nu vă văzusem un traseu din partea nimănui, eu mă refer strict la stand-up. Și, uh, normal că erau oameni care făceau umor. Avem aici un om care face parte într-o legendă. Au mult românesc. Normal că mă ducea tata când era mic la spectacolele voastre. La vacanța mai n-am ajuns, dar știam de vacanța mare. De doar Octavian Dumitru știam. Adică nu suntem inconștienti. Da, domnule, ne apucat noi primii să facem asta. Eu spun doar că noi făceam stand-up într-un stil cât de cât pur, cât de apropiat de stilul american pe care îl văzusem. Și pentru noi, Doroc Tavian Dumitru nu făcea parte din categoria aia. Adică, Hai ce te susțin total. Da, Oamenii când zic, dom'le, Doroc Tavian Dumitru a fost primul care a făcut stand-up. Uh, sau Divertis, Vacanța Mare, aveau monologe de stand-up. Nu, erau monologe, nu era stand-up. Iar Doroc Tavian Dumitru era mai degrabă spre monolog. Eu când, când eu momentul ăla, în 2004... Că era când mă... făcea, el făcea personaje. personaje. Și cu schimbări de costume și cu așa mai departe, <coughs> ceea ce te îndepărtează un pic de ideea de stand-up. știi? Și deci, nu suntem cretini când spunem, nu suntem nici atât de aroganți când spunem că, domne, noi nu aveam un traseu sau un reper. Eu nici nu știu că, că există această discuție. Mie mi e atât de limpede. Nu, nu, nu. Mie mi păi absolut... Limpede? pentru că ai experiență și știi lucrurile dinăuntru, dar oamenii din afară sunt... Da, ok. Eu a, atâta am -am Radu, 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 Gheorghe și treaba Înfânt. aia cu Radu, Radu Gheorghe, nu? Ce? Ce cu Radu Gheorghe? C uh, știu că la, o, la un moment dat... Uh, a, el a pornit, da. El a pornit și... Dar e... când a pornit proiectul la cafe a, de cu, Ra... cu Radu Gheorghe a vorbit. Cu Radu da? Gheorghe, nu? Da. El a vorbit inițial cu Radu da. Gheorghe și după aia el tot... Uh, știu că e și o emisiune înregistrată, cred că a și pus-o Bobonete sau nu știu cine a pus-o Acum de curând de atunci când e Radu Gheorghe într o emisiune undeva la Antena 1 cu uh, bobonete cu strunilă cu Gheorghe cred că ceva și uh, da. cumva ăsta le dă le dă niște feedback Astia da. fac, ca într-un late night, știi, fac un. Andrei Gheorghe care să-l să, să odihnească să să Dumnezeu în pace, corect. M-a și sărutat pe scenă la un moment dat când eram la Deco. Opa. Era la prima masă acolo și nu știam. am zis ceva și el a vrut să fac un moment, așa și s-a urcat, m-a luat de ceafă, m-a pupat tare pe gura, așa și s-a dat jos de pe scenă și a rămas un pic, așa. Am rămas un pic blocat. Am rămas un pic blocat. Ei, e da. destul de tare. Și cum a făcut asta. asta? Madonna cu Madonna cu da, Britney da, Spears? Da, da, da. A fost el, cred că a val la letră un pic, a zis ia să Da, fac da, eu. iată că se pot face și la noi chestii da. de asta. deci asta, asta vreau să întreb. Cu, cu, Radu Gheorghe, voi ați interacționat cu el? Adică nicio treabă, nu? Nu, cu Radu Gheorghe nu. Eu când am ajuns prin primăvară 2004, nu prea mai era acolo. Okay. Nu mai era în schimbă. Și după aia am avut niște discuții cu el, ne-am mai întâlnit, ne-am mai intersectat, am avut niște discuții, am avut niște discuții ciudate din punctul meu de vedere. Pentru că Radu Gheorghe e foarte mare fan Seinfeld și în același timp am avut o discuție cu el în care mi-a explicat că... Probabil că e o cacofonie. Mi-a explicat cum că uh, stand-up e doar improvizație. E 100% improvizație. Nu Pentru adăugat. că el asta făcea. Normal că nu e. Pentru că el asta făcea. El făcea improvizație. El făcea show de stand-up improvizat. Și îmi spunea că doar asta este stand-up, zis, dacă vii cu textul de acasă la nu se poate numi stand-up. În același timp el fiind fanatic Seinfeld. Care nu schimbă Care nu schimbă virgule, exact era și vorba mea, că nu schimbă locul unei sau o schimbă ca experiment, gen, ia să punem noi virgula 2, de mai vedem merge mai bine gluma. Deci lucrează la rezoluția aia, știi, la granulația aia atât de fină lucrează Seinfeld. Pe de altă parte nu este stand-up dacă dacă ai textul de acasă. Deci, mă rog, nu știu, sunt abordări și abordări aici, deja am intrat în discuții chiar chiar bucătării din aia fină, știi? Unor le place la să audă știi? Nu, nu, de eu nu, nu, mă deranjează, asta e o bucătărie de care e fain da. să vorbim, da. nu de aia de care ne, da, da, ne da, da, face da. foame, că iar ne apucăm de băut și iar nu mai știu ce vorbesc. E foarte mișto ce spui pentru că și cum ați început și resimt Exact tot ce ai povestit, până acum am, am resimțit-o noi când făceam, că toată lumea a din familie, nu mai zic de ceilalți din jur, partener de afaceri, sponsor eventual. Bă, dar divertezi ăsta cât o să țină? Adică faceți o chestie, ai mișto, ne râdem, ne... ai, sunteți excepțional, sunteți genial. Bă, dar asta nu e... Adică nu poți să trăiești din ea. Cam asta era. Da, Aici da, da. Se... niciodată nu o spuneau direct, dar da. era evident că bă, trebuie să fii inginer, profesor, ok. Dar voi nu și erați în background-uri de astea tehnice. Absolut, eram în afară de Ghiuri Dumnezeu să-l odihnească, toți eram ingineri și câștigam și trăiam din asta pentru că trebuia să aveam da, familie. Trebuia... Voi ați avut, avut noroc cu... Doamne, deci nu vine, acum îmi dau seama că vorbesc cu un membru al Divertis, vine să cred că hey, m adus viața. Voi cred că ați avut norocul să faceți umor în ultima perioadă în care să fii intelectual mai era respectat. Voi făceați un umor foarte ingineresc. Da, recunosc asta. Da, Tata era inginer, da, era, da, mă, 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 ducea la post, de ducea, era, te obliga, zi, să, da? dar râdeam cu lacrimi. Și acum mi-am aminte uh, vostru când s-a au împărțit pământ după manualul de geometrie, când, deci cu a, ipotenuza da, cu, a, a, a fost cine cel mai era. ghinionist a prins pământ pe ipotenuză. Da. <laughs> și că era în sat, era așa pământul și-au și dat pe... pământ pe catete și-au dat și pe ipotenuză. <laughs> <laughs> cu dacă sunt vectori, mă să la Trebuie să știi. Da, mă, pe asta spun să că trebuia să... da, mă, dar Trebuie să. Adică trebuia să fi trecut prin școală că nu da. făceam Rocket Science. Da, nu... da, voi ați prins. Adică eu cred că de prin 2000 încolo a început să se ridice un pic uh, aroganța inculturii. Până prin 2000 încă mai era chestia asta cu domne, să ai școală era o valoare de la sine. Da. <coughs> și după 2000 a început să se crape și eu cred acum că, cum să spun, umorul vostru din 90 n-ar mai avea nicio șansă, pentru că... Cu siguranță. E o societate în care ignoranța e foarte prețuită. Adică nu mai are niciun fel de relevanță vocabularul sau asta. Vorbeam de curând cu Victor că m-a speriat un gând. Mi-am dat seama că în cursul vieții mele am văzut ridicându-se, adică am văzut murind gramatica este absolut acceptabil acum pe internet să nu știi să scrii corect gramatical. Deci dacă îi spui cuiva că a pus o cratimă greșit sau cum știu ce, du-te mă, dreap, bine nații. că ești tu ștep, bă, te, bă, înțelegi ce vreau să zic, du-te mă Ei, Eu cred că nu se oprește aici, m-a speriat chestia asta cu vreo două săptămâni când mi-am dat seama. Nu cred că o să oprească aici și s-ar putea în timpul vieții noastre să vedem uh, moartea a, a, a alfabetizării Punct. Adică s-ar putea în 10-15 ani să apară oameni care sunt absolut împăcați cu faptul că nu știu să scrie și să citească. Adică nu că nu știu să scrie, să, să scrie corect. Că nu știu să scrie. Eu cred că vine. Și eu, eu cred că peste vreo 10 ani o să fie oameni care să zică, da mă frate, nu știu să citesc și la ce pula mea trebuie să citesc. Ce ai cu mine? Ce, nu sunt om? N-am și eu suflet? Nu sunt o ființă? Citi ăla. da, eu cred, cred până la coadă, adică crezi că intrarea în metro va fi numai cu semne sau nu se scrie intrare, ieșire? Sunt semne peste tot Ei nu Scrie intrare, exit undeva E un, nem e un nem. Eu nu spun că o să fie toată lumea analfabetă Eu spun doar că o să se ridice acceptarea Analfabetă Am crezut că tot. să spui că nu o să mai există cratime Și atunci să va scrie exact cum s-aude totul Va fi în 10-15 ani aia, aia... Și aia e aproape acceptabil În momentul de aia față E deja acceptabil în momentul de față Eu spun că eu mie mi-e frică și sper să n-am dreptate Ca în următorii 10-15 ani Să apară destul de mulți oameni, nu că toți, doamne ferește, dar să apară destul de mulți oameni care sunt analfabeți pur și care să nu aibă o problemă cu asta. Pentru că, la fel cum eu când eram puștan și când făceați voi spectacolele alea, nu era acceptabil să nu știi nu. să scrii. Uh, corect, da? Deci dacă făceai o greșeală de scriere, denota niște carențe destul de grave în tine ca individ. Da, Iar Pategoric. acum, asta nu mai există. Nu mai există. E, s-ar putea cititul extrapolezi peste da. 20 de ani da. că s-ar putea să nu da. mai fie Bă da, adică mergem către idiocracy, da. filmul ăla, da. da. Da, și este într o sută de ani, nu 500, într o sută de ani. Da, eu cred că da. Uh, am avut un uh, am avut un special care se numea Proscalipsa, în care ziceam că uh, uh, ce s-a schimbat acum în ultimii ani. Este faptul că uh, proștii au căpătat încredere Pentru că au început să comunice între ei Înainte proștii erau destul de bine distribuiți prin societate în Și moment. excluși din societate da. în general Da, dar erau niște garduri de oameni rezonabili în jurul proștilor Și nu aveau rețele de comunicare Și uh, ce a făcut social media A pus în legătură cel mai prost băiat din Drobeta Turnul Severin cu cel mai prost băiat din Botoșani Au aflat unul de altul S-au <coughs> încurajat S-au încurajat, au zis Bă, stai un puțin că mai sunt ca mine Știi? Eu credeam că sunt idiot, dar nu sunt. Că uite, mai e un băiat la Deva, mai sunt doi băieți în București, mai e o fată la Slobozia, care Am sunt început la să scrie de... sal, Așa. Și le-a dat încredere. Adică știi că e putere în numere. Au aflat că sunt mulți și au căpătat foarte multă încredere. Și de acolo vin chestia asta cu ce ai, mă, bine că nu știu eu să scriu. Ia uite, mă, nu știu să scriu și asta e o problemă acum. Pentru că înainte erau ostracizați și acum s-au -au găsit, știi? Și de-aia se ridică valul ăsta de, nu știu, ca să fim un pic uh, uh, anti-intelectualism, să zic așa. de spun că mie se pare 92.000, perioada în care sunt cu voi urile alea live extraordinare, unde se buluceau oameni și unde se râdea foarte mult, încă nu a apărut anti-intelectualism. Adică, încă să ai școală era o valoare. Iar acum nu mai e. Pentru că au apărut modele alternative de succes, ca să fiu finuț. Adică, deja să ai bani, faimă, e mai important decât să. Sau nu sunt cuplate. Nu, nu sunt cuplate, din contră, poți să găsești un shortcut, o o scurtătură mult mai rapidă. Dacă mergi pe partea ei adică da. școala îți dă pf, bă, 12 ani de școală, plus după aia încă nu știu cât de facultate sau masă. Și... Pentru... Pentru ce? Da. Adică să ajung la 30 de ani, să fiu un surat cu copii cu brate și să fiu un profesorar sau un inginerar? Da. chiar dacă îi fi it da, dar trebuie să muncești 12 ore pe zi, frățică, da. când poți să faci o combinație din liceu, da. unde nu trebuie să scrii, să citești. Adică... Vorba, cum e vestita, poză cu Dani Mocanu la a, 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 era o postare cu el cu o uh, cafeluță și zicea: Beau această cafea la Monaco pentru profesoara mea din generală care a spus că e cel a -a -a -a. mai prost. Sau ce că nu -o, o să reușești. nu să, să fac nimic în viață, dar da, beau da, această da, cafeluță da. la Monaco în cista profesorii americani, care zic că prost și că nu o să fac nimic în viață. Ia, uită-mă la Monaco. Deci, cam asta e exact, exact. Băi, da. pot să spun sincer ceva. Nu sunt atât de snob încât să zic că trebuie neapărat toată lumea să aibă două mastere și trebuie toată lumea să citească o carte pe zi și așa mai departe. Chiar nu cred asta. Dar mi se pare că trebuie un echilibru totuși, adică nu e de parcă numai la noi există cultul faimei goale, nu e de parcă numai la noi sunt admirați, nu știu, băiețașii și așa mai departe. Dar în toate țările unde se întâmplă asta, mai e un pic contrabalansat și de un scritor care e cunoscut sau și de un, știi, adică există și un pic din cealaltă. Că la noi mi se pare că e un pic dezechilibrată. Nu zic că n-ar trebui să existe cocălăreala și uh, gherțoiala asta. Că n-are cum să nu există, că e foarte umană. Dar un pic și din partea altă ar trebui să fie, știi? Hai să... Știi? Și se pare că nu e în partea aia deloc. Nu înclină balanța deloc. Nu cred că avem... <coughs> Mamă, mă urăsc că zic chestia asta, că urăsc în general oamenii care se exprimă așa, dar valori. <laughs> nu mai avem nu mai valori avem de altă nu, dată. Nu, dată nu, de... Nu, e, nu e vorba de valori. Există, dar sistemele care să le pun în, valori, care le pun în da. valoare aceste valori, adică să le pun în lumină, uh -huh. asta vreau să zic. Că asta, mă gândeam la chestia asta de ce nu mai sunt. Că există. Există oameni care fac ce făceam și noi acum 20 de ani, dar nu mai sunt odată în, în lumina reflectoarelor. Adică nu-i mai vezi. Da, pentru că oamenii sunt atât, nu că rușinați, dar își dau seama de valurile astea de incultură care au invadat peste tot, în primul rând în mass media. Pentru că asta este la vedere, asta e primul lucru. Când deschizi ușa, vezi mizeria toată pe net, în primul rând, și 80% din televiziuni, care toate sunt otevizate dacă vrei. Știi, tot știri. Totul este... N-are nimic din... Uh, dau un exemplu absolut stupid. Adică nu-i stupid, dar este singura chestie care o mai ține, știi? Euronews, France 24, uh, BBC News. Astea nu s-au manelizat încă, înțelegi? Și dacă vrei să iei ceva, să te uiți la o chestie, ce se mai întâmplă în general? Da, da, da. Cum te-ai dus în sistemul românesc? Băi, frate, e ceva... Uh. Eu obiectez la cuvântul manezare, nu, nu e vorba de manezare, este o comercializare dementă. Adică, comerciali Iartă-mă, n-am vrut, vrut să jignez manelele în niciun fel. Da, păi asta spun, nu e manezare, e vorba doar de faptul că au. Trebuie să avem trafic. Da, nu mai au nicio altă valoare. Știi, și când vorbești de BBC, probabil că acolo sunt niște zeci de ani de media, în de televiziune în continuarea, niște sute de ani de jurnalism care îi mai țin un pic în frâu. Adică probabil că nu știu, sufletele strămoșilor lor le mai șoptesc încă în ureche, în căște, bă, da. bă, bă, voi aveți o meserie. Pe când la noi nu există în tradiția asta. Da, avem 20 de ani, de 30 de ani. Nu e de, nu e de ajuns încât să facă jucățurile. Și atunci se duc oamenii unde e succesul, unde sunt carbohidrații simpli, unde, uh -huh, știi? Uh -huh. Hai la hai la scandal, la fast food direct. Da, la fast food. Uh, îți repet, e absolut în regulă. În Anglia e plin de tabloide Categoric, categoric. Care... Ce să spun? Eu nu spun că n-ar trebui să existe tabloide, dar uite ce bine ar fi să fie și un BBC pe lângă tabloidele astea. Exact. La noi lipsește ăla. Unul măcar dacă ar fi. Ceea ce teoretic ar trebui să fie Televiziunea Națională, dar care a fost atât de și a fost efectiv tratată ca o bucată de carne, încât nu mai are niciun. Că, teoretic ăla ar trebui să fie. Postul public ar trebui să fie la mai. Care dă o anumită notă de sobrietate, de. Se, nu știu. Care nu se apleacă în vântul comercialului. Care exact. direcția, practic. Dă o da, o anumită da, da. direcție. Dar știi ce e interesant? Că asta, ce spui tu, de exemplu, în Franța acolo France 1, cum e TVR 1 la noi, are cele mai tari programe, nu. cele mai bune filme. Nu. Acolo sunt astea toate, Survivor, cei cei pe A, comercial la noi, nu. sunt la astea, deci alea comerciale, MC's, nu știu, sunt o grămadă de alte posturi comerciale, nu apuc, n-au bugetul lui TF1, TF2, TF3. Pentru care sunt cele mai tari, toată lumea se uită la alea 3 și vor să, deci au ajuns comercialul, dar îl fac cu un ștaif, în care spune, bă, dar numai acolo pot să mă uit, adică nu e... Da, mă, normal, no, pentru că... E alt, deci s-a pornit dintr-o altă, cum să zic, adică dintr-o alt, dintr altă direcție, da. S-a pornit dintr-un alt sistem da. Para de, adică de, de referință, înțelegi? Da, la uh, TVR, de exemplu, în momentul în care ai uh, conducerea numită fără încercător cu competența da, s-a terminat, s-a terminat. Și să nu știu ce, s-a terminat. Te tramătou, știi? Am fost la un moment dat uh, acum vreo, nu știu, cred că înainte de pandemie am fost uh, la o emisiune la TVR uh, la Nadin la, Nadin are o emisiune la TVR și am fost cu băieții acolo și până să începem filmarea am stat și m-am uitat în platou Băiemule. noi aici facem o registrare care este la un standard uh, audio-video mai mult decât rezonabil, adică nu e de parcă nu știu, bă, și poate știe mai bine tehnica nu, dar adică ar fi vreo problemă cu această înregistrare să fi naric. difuzată pe uh, un post TV, adică apropo de standarde de... Păi, de la 4 k în sus. Așa. Deci noi aici, într-un beci, da? cu echipa tehnică formată din într -un Baboiaș, Baboiaș, facem această înregistrare. La Nadin, la TVR, am numărat echipa. 16 oameni. Erau 16 oameni ca să filmeze patru oameni vorbind, deci eram noi trei și nadin pe patru Câte sau? camere? Cinci, probabil? Trei sau patru aveau. Trei sau patru camere aveau și 16 oameni în platou. Adică, apropo de. Era system. și inginerul de. Bă, inginerul nu care. uite, baboiașul ce... lor era sus. -cio... Nu poți să imaginezi ce credeau ei că fac sau la ce credeau ei că folosesc 16 oameni ca să dea rec la trei camere. Adică e ceva. Și apropo de sistem. În momentul în care e un sistem care rosește resurse în halul ăsta, cum să aștepți la calitate sau în 2006 eram făceam parte din, dintr o gașcă care făcea o emisiune pe TVR2, uh -huh. se numea Culmea Distracției și mă rog, eram mai mulți studenți la actorie, făceam eram mai mulți prezentatori și atunci jur că am avut gândul ăsta și vorbeam. Deci mergeam la fel la, la înregistrare și erau foarte mulți oameni, și în momentul în care exista o problemă, <laughs> și voiam să vorbim despre respectiva problemă simplă, nu era nu știu ce problemă, nu puteam cu să găsim un om cu care să vorbim despre problema aia, pentru că fiecare ne trimitea, ori dea din numeri, ori ne trimitea la altcineva. Băi, și erau foarte mulți și atunci am avut exact concluzia la care, pe care ai spus-o puțin mai devreme, că bă, erau prea mulți și jumătate din oamenii ăia puteau lejer să nu fie acolo da. și lucrurile ar fi mers fix la fel. Păi, jumătate, de, de, aia de, de -ai tu când întrebai cum se rezolvă problema, de aia jumate că nu trebuiau să fie acolo, aia care probabil nici ei nu știu de ce sunt acolo. Da. Mă rog, Hai să, acum chiar că o dăm un bumerism de astea grave, doamne, așa e, domne, cu clientelismul ăsta, cu nepotism. Mă, da, să... uh, știi ce, mai, mai, vreau să te întreb, uh, voi, când, voi, ați început printre primii să faceți podcast? Da. Sau ați fost chiar primii? Băi, hai să discutăm un pic despre chestia asta cu primii. Așa. Uh, mi se pare că e o discuție sau un, un criteriu care e cât de cât relevant la începutul unei activități uh -huh. al unui domeniu sau așa. Pe măsură ce trec anii, devine din ce în ce mai relevant dacă ai fost primul, primul sau da. al cincilor. Da. Ați adică fost oricum printre primii. E, 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 ca, e ca diferențele de vârstă. Știi? Adică diferența de vârstă între 8 ani și 12 ani e, e mare. Urmă. Diferența de, de vârstă între 62 și 66 de ani e zero. Adică, la fel și cu asta, cu cine a fost primul. Bă, pe măsură ce tracanii contează mai mult ce faci. Exact. Nu cine a fost cu o secundă mai deștept, știi? Deci, asta cu primii, nu știu. Am fost a printre, fost printre primii, oricum. Mai, se mai făceau niște podcasturi, știu sigur de unul la Brașov, care se făcea, uh, pe care făcea Eftimie uh, cu un prieten, Uh, nu pot să spun că a fost primul podcast. Mă rog, da. A fost, să zicem, primul podcast uh, de entertainment din ăsta generalist, așa. Să zicem, primul podcast din ăsta de vorbăraie, știi? Un podcast care n avea neapărat o. O temă. O temă sau o, o zonă în care se ducea, știi? Uh, da. da. A fost dar voi primele... în momentul în Le... care. Mă rog, nici nu contează, așa, e, ai dreptate. În momentul în care ați început să faceți treaba asta, v-ați gândit. Nu-i bai? V-ați gândit vreodată că uh, o să iau o amploare nu. așa? Sau nici măcar nu v-ați pus problema nu. asta, nu vă interesa este exact treaba? Story, asta? story of our lives. Exact ce s-a întâmplat și cu stand-up-ul. N-am apucat să-l facem pentru că stăteam degeaba. Nu între show-ul păsa. Stăteam degeaba între show și podcastul ul ăla a apărut și a, a continuat doar pentru că a necesitat foarte puțin efort. Ăla dacă necesita <laughs> un pic mai mult efort. Deci nu dacă Nu. Dacă trebuia să mergem în clădirea de alături... nu aveați nu Nu, nu, mă refer la faptul că dacă trebuia să facem doi pași în clădirea de alături, să mergem să registrăm, nu mai făceam. Am făcut pentru că dădeam rec în locul și pe scaunele pe care efectiv stăteam între show că nu aveam ce să facem. Și am zis, bă, dacă tot stăm pe scaunele... Hai să astfel, vorbim hai între să să ne. Dăm rec. Și tot vorbim între noi, hai să dăm rec, Ca, așa apăr în podcastul. Și dacă trebuia mai mult efort de atât, nu-l mai făceam. Și n-am avut niciun fel de... Am crezut că o să meargă N-am crezut că o să eșueze, dar n-am... Adică știu că am vorbit cu oameni din industria de marketing digital care mi-au spus că nu, nu o să meargă, că n-au românii atâta attention span, că nu o să stea să asculte, că nu o să funcționeze la noi. Și eu am zis, bă, bă gri, eu cred că o să meargă și așa. Resursele sunt un GoPro și... Da. și... În orice caz, tot aia facem tot acolo, știi? Și am avut dreptate. Am deci dacă mers, trebuia să dar dar spăt. la fel ca la stand-up, Uh, am fost printre primii pe piață, dar am uh, am fost depășiți uh, foarte repede de oameni care au venit mai târziu și care au venit cu mai multe mai multe târziu, resurse cred. Da. Că de, resurse, de resurse am putut să facem și noi rost, dar nu ne-am... Nu v-ați băt bătut capul nu bătut pentru asta. Mie exact. mi se pare că după, și asta după, e mi, după ce a făcut micuțul, după da. aia a luat amploare. De da, Așa mi se pare. Da, micuțul a făcut o chestie la care se pricepe extraordinar de bine și anume a făcut un produs foarte bine împachetat care arată foarte bine, care se aude foarte bine pe care l-a dus mai în mainstream pentru că la podcastul nostru nu se uita nimeni care nu ne știa de la stand-up sau care nu ne urmărea la stand-up, știi. Pe când Micuțu, făcând podcastul ăsta de interviu, unde erau șanse să vină să urmărească produsul, niște oameni care poate nu îl urmăreau pe el la stand-up, dar voiau să afle ce are de spus. Despre zis invitat și alegându-și invitații extraordinar de bine, deci punând toate lucrurile astea foarte bine la oaltă, a, a explodat audiența a, pentru podcasturi. După care, în pandemie... În a crescut fantastic, adică acolo au, au toți. oamenii toți. de televiziune s-au hotărât că exact cum vorbeam noi acum, că uite de câte resurse ai nevoie de fapt. uite, bă, dar ce fac eu în platou cu 16 oameni, nu pot eu să fac și acasă că e pandemie? Și au explodat. Exact. Foarte mult podcast, știi. Din păcate, nu e o chestie sustenabilă. Micuțul sunt convins că poate să o facă oricât de mult vrea. Ăștia care s-au apucat în pandemie, nu o să se mai țină. Pentru că. Um, a devenit un fel de circle jerk, cum se zice elegant în engleză. Un fel de... S-a dus ăla la, la podcast, s-a dus și ăla la, la, la podcast. Acum ăla e la ăla la podcast și ăla care a fost la ăla la podcast e la ăla la podcast. Și a început așa o... Care nu mai e interesant. Și cred că o să se plictisească și ei. Și nu o să mai facă. Știi? Plus că... Cei care fac în televiziune, care sunt în mainstream, da. au altă sursă de venit. Adică asta este o chestie așa, ca să nu o fac degeaba, știi? Da, asta da. vreau să zic acolo când te duci în televiziune vorbim de cu totul alte cifre. Da, da, da. Și dacă îți spune patronul, bă, lasă o mă, mai ușor cu aia. Te-am da, susținut da, la un moment, dat, dar acum pandemia, avem altceva de făcut, da, știi? pandemia a fost un, adică au fost A fost un demușeu. Da. da. Da, și probabil că avem o să avem altceva în... de făcut șeful. Da. Adică serios, aici da. avem vedete la apă, cu, de -astea. cum, cum era cen bancul ăla cu râde în glumind, dar nu părăsim incintă. Exact. exact. Te-am ajutat, te-am ajutat în pandemie, da, ți-am da. ți dat resursele da. de care ai nevoie, n-am zis nimic, suntem ok. Da. Ai și doi trei sponsori care susțin chestia asta. Asta vreau să spun că e importantă și uh, faza asta cu sponsorii pentru că uh, în pandemie uh, au fost niște bugete greu de cheltuit uh, și atunci s au găsit resurse. Da, da, da. Ceea ce acum dacă... Deja e foarte greu. Păi Deja s-a revenit. s revenit la în 2019 chiar upgrade. Da, 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 da. Deci s-am zis, nu știu, cred că... Bine, lăsăm o parte că mie mi se pare piața de podcast din România că e foarte săracă în diversitate. Adică noi suntem absolut plini de podcasturi din astea, generaliste de entertainment și de podcasturi tip interviu. Plini. În 90% aproape, da, da, da. În podcasturile de interviu există niște nișe Să zicem că sunt niște podcasturi în care, care e podcast de tip interviu Dar unde ai pe teme economice Sau pe nu știu ce E la bază fiind totuși un podcast interviu uh, Bă, dar ne lipsesc podcasturile De ficțiune Noi nu avem, nu știu Podcasturi Cel zis mai de... bun film prost ar fi uh, Unul dintre ele uh, de, de ficțiune mă refer Pe care l-ai făcut tu Nu nu. nu s-a purtat eu... așa că ai fost al da, da, e al meu, el, e asta al meu. e ideea mea. Nu, 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 nu. Ce, ce, ce podcast e? E un podcast despre un film pe care îl, la care lucrează niște oameni și se întâmplă tot felul de nebunia. Ca să nu știu unde a apărut? Mă rog, e tot pe. Excelent, chiar da. am să-l caut. Da. Știu că s-a mai făcut unul murdar care era. Da. Tot... A, a... Sunt câteva, da, dar da. le numeri, adică le numeri clar pe degetele de la o mână. Mi-ar plăcea să la lucrez la unul de ăsta pentru că este un fel de, dacă vrei. Teatru radiofonic. Teatru radiofonic. Da. Dar, dar care Că, asculți, că ai ascultat am ascultat niște am niște en în englezești în, în engleză, americane. Mi-a mi -a -a niște dat, mi dat... Mergeam în mașină pentru că acolo am început, acolo am început să ascult podcast-ul. Da. chiar mi-au plăcut. Erau niște tip de o vârstă cu mine, în fine, asta în românește. Dar fiul mi-a zis, bă, dar de ce nu ascult SF? Zic, de unde dracu să ascult SF? Păi, uite, ți dau eu. Uite așa, așa, de pe Spotify, am eu locurile mele, uite, ți dau, intre acolo. M-am trezit, nici nu mă mai interesa muzica, înțelegi? Adică, era o chestie, un SF, ba niște nave care erau cu, se băteau niște băieți intergalactici și recunoșteau, făcut profesional, de super profesional, cu sunet din spate, adică da. când pășeau, pășeau exact cum trebuie da. să se audă ăla care vine așa, mașina oricum îți oferă 100 da, de da, difuzoare da, da. în jur că mașinile super, acum super excepționați, zic bă frate dar te băgam și, și... în direct, da. adică nici nu mă mai interesează, tu nu mă interesează gata. Și pe lângă podcasturile de ficțiune mai e o categorie care, din nou, există niște podcasturi, nu vreau să vorbesc cu păcat sau să supere ceva, zic că, bă dar am eu un podcast, sunt câteva dar nu cred că sunt destule, podcasturile astea de de tip documentar Știi, de exemplu, e un podcast foarte mișto, Criminal, nu știu dacă știu. Nu știu. E un podcast foarte mare în, în afară, Criminal este un podcast în care, na, titlul spune tot. E despre tot felul de infractori criminali, dar e o femeie care are o voce ca mierea, efectiv, decizie să pui pe rană vocea aia și este produs superb. Păi... Asta da, sunt investiția asta eforturi de producție foarte mari pentru că oamenii aia se duc, iau interviuri care Ai, ce spun, țara. Numai, nu e nu, -i, nu -i o chestie de asta făcută așa. Nu se așa. face într-un birou. Nu, 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 Mai este Radio Lab care este pe partea de știință, este incredibil și nou, ce Soundscape are ce producția audio are este fenomenal și unde afli lucruri, afli lucruri. Deci asta, asta mi se par două tipuri de podcast pe care mi-ar plăcea să le văd mai des în România. Unul de ficțiune și doi de. bă, dau play că de aștept să mai aflu ceva. Știi cum e la radio, unde am aflat, nu știu, că, de exemplu, pădurea e un organism subteran, că de fapt e o ciupercă care unește toți copacii într-o pădure. Mi-a rupt capul și tot dădeam play să mai aflu lucruri, efectiv. Și ceea ce în România nu prea, din nou, nu vreau să vorbesc cu păcat, nu prea este, știi? De obicei sunt discuții și interviuri, pentru că, într-adevăr, sunt și mai ușor de făcut. Sunt odată mai ușor de făcut și eu o să mai spun o chestie, din punctul meu de vedere. Sunt foarte multe chestii pe care lumea nu le știe. Deci toate poveștile pe care le-am ascultat noi de un an și trei luni de când lucrăm chestia asta, mm -hmm. bă, am aflat foarte multe povești foarte mișto. Inedite și pe care nu ai de unde să le știi dacă nu ți le spune omul mm -hmm. respectiv cum se trăia atunci sau ce a făcut și cum era el la școală și cum l-a ajutat și niște povești poveștile care au un capăt și o coadă și care pot să păi, adică chiar așa face Busu sau chiar așa face Florin Piersic sau nu știu, adică de unde, știi, stai așa că câteodată stăm și noi amândoi, rămâne muci, adică ce a vrut să zic autorul acelei aserțiuni, știi foarte mișto. Asta uh, Pentru că, sincer îți spun, când mi-a zis Alex să facem chestia asta, să nu cred că o să meargă, hai să facem două, trei luni, da. vedem care-i mâțul, dacă tot e pe gratis, vedem noi cum... Dar după aia mi-a mi plăcut foarte tare. Mi-a plăcut foarte tare interacțiunea cu oamenii și uh, uite, ne-au întrebat mulți, uh, care este tema, adică voi ce vreți? Uh, zic, tati, nu avem nicio temă. Punem prima întrebare și după aia ne oprim după două ore, da. că trebuie să ne oprim. Da. Pentru că merge discuția, nu trebuie, n nu avem nicio agenda ascunsă, că vrem noi să descoperim dacă nevasta lui ăla s-a culcat. Băi, nu, nu suntem Antena stars, că tu mai ai făcut în vorbire de Antena Stars înainte de a veni tu. A, nu mă interesează. Da. Deci nu mă interesează genul ăsta. Vreau să văd ce da. spune omul. Da, 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 da. Total, total. Dar, pe de altă parte, mă rog, voi sunteți în stare să susțineți o discuție? Probabil că, nu probabil, știu ce oameni ați invitat. Invitați oameni care știu să ducă Ei, discuția. Au, povești, la au... Sunt care, Dar sunt oameni care nu vorbesc. Sunt oameni care chiar nu vorbesc. Sunt oameni care... Pe atunci nu-i inviți. Știu, dar zic ca ideea că <laughs> sunt nu oameni... e... Nu, Silviu, ce să spun este că nu e, nu e de la sine înțeles că poți să lași o discuție să curgă liber două cu ori, ore cu oricine. Da, cine, cu oricine, fel. da, absolut. Sunt absolut sunt de acord cu care tine. Sunt oameni care n-au darul care se blochează și nu știu, am fost acum de curând la un podcast am invitat un băiat la un podcast despre sneakers și am zis, bă, nu prea am că am lăsat boala cu sneakers dar zic, hai, că mi-era dor de podcast, efectiv <laughs> și m-am dus la băiat, am stat, am filmat, cred că vreo oră, și sta i-a căzut camera, efectiv, la un moment dat a trebuit să. La -a lăsăm. propriu i-a căzut camera. S-a foarte tare în, în camera acolo și s-a oprit camera, s-a încins. Și am stat un pic să se mai răcească, am mai filmat încă vreun sfert, doi, și și am filmat o oră și zece, n-am nimeni, cu nimeni n am stat de vorbă o oră și zece, am. E incredibil cum, că nu, ce, invit oameni pe care știe că mai sunt așa, bă, nu prea vorbesc, nu prea avea da la filmări de 15 minute sau chestii de astea, știi? 15 minute, 15 minute de-abia zic salut, 15 minute nu, nici nu mă așez, știi? Dar, na, sunt oameni care nu vorbesc, asta avem să spun. Păi, da, da, bă. vezi, există, aici, uh, discuția asta am avut-o cu Alex la început, câți oameni putem să invităm? Și am zis, mai este un bazin, asta i-am zis-o de la început, din experiența pe care o am, există un bazin bazin, mă scuzați stimați ascultătorie. există am o știu. masă de oameni, există o masă de oameni care pot vorbi și care este fixă și care vor fi la toți ceilalți. Nu da. poți ei exact cum ziceai tu, te duci acolo, le pe asta după aia vine ăla la tine și așa mai departe. Deci trebuie să ai o răbdare și să, deci să fim răbdători, să luăm oameni care sunt care știu să vorbească și care au niște povești. Și trebuie să adică să lărgim cât se poate acest bazin. Adică Alex a zis, hai să vorbim cu sportivi și am avut sportiv excepțional. Descoperim că cei care sunt foarte buni în domeniul lor, dar și știu să vorbească, nu sunt cunoscuți. Deci când ei pus în internet, YouTube, regizori, cel mai bun spadasin, cel mai bun. Poate dacă vine Simona Halep e ok. Pentru că Simona Halep este mainstream, nu mai este pe da, nișa ei de, da, de da, sport. Da, da, da. Dar dacă e oricare alt foarte bun sportiv român, care, bă, pentru că nici nu sunt, ei nu sunt cunoscuți. Dacă n ajun să câștigi o medalie de aur, bă nu există. Medalie de aur mondială sau europeană. Nici, nu e o, mondială, e europeană. Da. Au mai fost niște da. băieți. Și bă, după aceea te pune dracu să nu o ieși pe a doua. Că, adică, dacă imediat a făcut. Te-a făcut deci, internetul... Deci este... Află de tine când ajungi să iei aurul la mondiale. Și după aia, tati, ne-ai obișnuit cu un standard. Eu cred, de ce faci te tu? pe tine, ești, da. ești aur la mondiale. Păi da, mă știi nu da, nu trecut. <laughs> da, da, da. nu știu, peste 2 ani să iau argintul. Ah, a, s-a dus dreapta. a o A făcut-o pentru bani, da. da. <laughs> Asta este... Dar știi ce mi se pare incredibil? Că vorbeam un pic la început despre um, valori și despre... Mm -hmm. Uh, bă, sunt sigur că nu e o chestie. Adică, sigur nu e o chestie 100% originală ce urmează să zic, dar e o chestie care a început să mă deranjeze din ce în ce mai mult. Discursul ăsta, mă, când mor artiștii. Discursul ăsta de babe. Discursul ăsta de, Aoleo, doamne, a, doamne, s-a dus și ăsta, ne, ni se duc toți, doamne, ăsta stâlpul teatrului, ăsta stâlpul muzicii. Bă, dar nu s-ar fi dus la vreun... Spectacol. Să... nu, n-ar fi... Ignora... Bă, știi cum toți plâng, că au fost ignorați și uitați. Păi de cine i-a uitat, mă? I-a uitat cineva pentru tine? De ce nu erai la spectacol? De ce nu erai la concerte? De unde erați? Unde erați, mă? Căci că asta erau valorile, căci că tot ce e acum este o prostie, totul e decăca și vulgar și lipsit de valoare, ăia sunt valorile, dar cumva unde, unde sunt spectatorii lor? Adică... Eu sunt obișnuit Eu ignor, deci de ani de zile acest discurs îl ignor total, pentru că Bă, mă că enervează atât de mult. Este exact cum ai spus, este lipsă totală de a cunoaște piața respectivă. Înseamnă că habar n-ai fost la teatru să-i vezi pe ăștia tineri. A, n -ai... N-ai fost să vezi un film, N-ai fost os, la stand-up, să, să ți dai cu părerea sau dați. Astea sunt pur și simplu discuții așa să ne aflăm Ei, cum da. este românul bun să se afle în treabă la orice. Adică da. dacă bă Lască, nu. Că știm, știm noi. Știm noi, șeful. Dar se știe, se știe. Da. Se știe. Și tot ce este, deci tot ce este uh, actual este o prostie, tot. Deci absolut tot. ce înseamnă Nu fiecare sunt de acord cu asta dar... absolut deloc. Nu, 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 asta e discursul. Da, știu, dar eu asta deci, nu absolut tot ce înseamnă uh, artiștia activi, o prostie. Tot ce este artist inactiv sau retras, extraordinar. Și în momentul în care moare, a rămas un gol și nimeni niciodată nu va umple acel gol. Ceea ce e aberant că e o roată care se mișcă de zeci de ani și de zeci de ani mor artiști, se nasc artiști, mor artiști, se nasc artiști. Nu-i de parcă dacă moare acum să-l țină Dumnezeu în viață și sănătos. Florin Piersic, Dacă moare mâine Florin Piersic nu-i de parcă uh, el era actor de la anul 400 încoace, și ca la nemuritorul. Da, 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 da. Nu-i de parcă e un număr fix de actori, și pe măsură ce tot mor, rămânem fără actori. știi că a mai murit încă un actor. Da, dar nu era un număr fix de actori. Nu rămânem fără. Tot apar. Da, dar sunt proști. Păi, da, da, ai văzut. Nu ai văzut. Nu, domne, dar cum erau ăștia? Dar știi că mi-am explicat un pic de unde vine chestia asta. Vine din faptul că Bă, când ești tânăr, viața e mai frumoasă. Exact. Soarele absolut. strălucește mai puternic, erecțiile sunt mai dese și mai puternice. Chiar și în perioade nasoale cum da da, 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 comunist, de exemplu. Cum ar fi comunismul. Da. Deci totul e mai frumos când ești tânăr. Implicit, actorii sunt mai buni, cântăreții mai talentați și nu știu ce. Pe măsură ce îmbătrânești, inevitabil îți, mai pierde tot. Mă. Da, îți pierde da. joia de o un pic așa și devine tot un pic mai... Mai acritură A, de asta, așa. sunt murăturile să fac mai repede da. la da. bunici. Da, și atunci, cum... și atunci normal că ce acum nu e bun. Când nu mai strălucește soarele atât de tare, erecțiile sunt mai rare și mai slabe. Totul e nasol. Totul e nasol, știi? Și pe vremuri ce frumos era. Ce... Ei, asta, asta, de asta, uit, asta, a fost o... Asta a fost o alocuțiune pe care noi am pus-o de la început când am discutat despre bumărul și milenialul, că pe vremea mea nu mai sunt lucrurile cum erau pe vremea mea. Actorii, sportivi, bă, cum era Iolanda, bala, și tu dai seama frate, sunt alții, astea sunt talente, muncă, s-au investit niște chestii, s-au întâlnit niște sori acolo prin universul lumii ca să facă ea chestiile alea. Mai sunt, uite, băiatul ăsta de 17 ani care nu atât de rupe pe toți. Hai, acum că am aflat că suntem foarte buni la not. Dintr-o dată, bă, dintr-o gata mă, adică vezi ce înseamnă. Da. A... Ia uite, a apărut David Popuci. Păi da, mă, adică nu, nu, ca și cum ar fi murit speța asta. Există. Există pasiune, dar trebuie și din partea oamenilor, a părinților, a, o, da. nu știu, și a statului, bineînțeles. Adică discuții o discuție uriașă aici. Da, Cine chiar. trebuie să susțină toate chiar e, forțele chiar e. Asta e o discuție multă. Țineți, pe... roata asta nostalgică mă, mă, mă Roata asta care strivește asta realitatea este... strivește realitatea și ridică în sânge o chestie care n-a fost niciodată de fapt așa. Pentru că tu, dacă zici, domnule, generația de actori din 1970, do, e inegalabil, așa ceva nu va mai fi niciodată. Îți dai seama că în 1970 erau un dom de 60 de ani, că aici, domne, generația de actori din 1970. Era vraca, domnule. Nu mai exista așa ceva. Atunci când erau tineri, ăștia pe care tu acum vezi ca monștri sacri, era garantat un public care zicea că ăștia, spravi și că, dacă cu 30 de ani erau ță, ță de nu? Adică oamenii nu știu dau că roata asta se uh, mișcă în continuu. Au impresia că are o singură rotație. Și mai, mult, mai e ceva, Teo, toată această, uh, tot ce este în tinerețe îți rămâne în cap. Da. Muzica, da, da. gagicile, da, da, da. Uh, locurile în care ți -ai, avut, ai avut cele mai mișto amintiri, nu au cum să nu ți rămână pentru că aia este momentul în care ai plecat de acasă, ai fost singur, independent și aia a fost viața ta. Nu. Aia, a fost, aia e viața da. ta, până la 30 de ani să zic, nu știu, că o fi până la 25, că fi până la 35. Alea îți vor rămâne în cap și a, cu alea rămâi. Mamă, ce mișto, era Boniem și uh, 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 Queen și uh, mai știu eu ce pe acolo. aba, ah, pentru mine. Bă, frate, dar sunt să cântă de mori acum. Orice, adică este... De ce să sunt de acord cu absolut chestia asta că există pentru absolut toți oamenii de pe pământ este exact același lucru. Tot ce a fost în tinerețe este genial. Este firesc. Da. Este firesc. Dar să nu înseamnă că trebuie să o dai deoparte. Adică să dai deoparte ce este acum. Da, da, știi, care, știi unde cred că e explicația, Silviu? Explicația vine din faptul că ca, tu, ca să ajungi la concluzia asta, trebuie să treci prin niște procese de introspecție și de autoanaliză. Foarte grele, pe care puțină lume e în stare să le facă. Uh, tu ca să ajungi la concluzia asta, trebuie în primul și în primul să, să înțelegi ideea de subiectiv. Trebuie să înțelegi că faptul că ție ți se pare aba extraordinară nu înseamnă că alte formații care nu-ți plac, nu au calitate. Adică trebuie că să nu înțelegi... Sunt, că nu și... sunt valoroase pentru da, publicul da, lor. Da, dar da, tu îți dai seama cât de greu e și cât de puțin oameni fac asta? Tu îți dai seama că cel mai la îndemână lucru și pe care îl fac pe care facem majoritatea este domne dacă nu mi place mie nu e nu bun. Nu există și nu, nu bun. e bun. bun. Da. Nu e bun. Și atunci înseamnă că toate experiențele mele subiective trebuie ridicate la rang de uh, obiectivitate. Domne a, dacă așa mi se pare înseamnă că așa e. Și asta face aproape toată lumea. Ce ai făcut tu aici? Adică perspectiva asta pe care ai prezentat-o tu e greu de făcut pentru cei mai mulți oameni, știi? i bă frate, nu mi place mie, dar na, să fie pentru alții. E foarte greu. E foarte greu. Și noi, de exemplu, în stand-up ne luptăm un pic cu chestia asta, în sensul că oamenii acceptă în muzică stiluri. Știi? Acceptă faptul că, domne, eu ascult heavy metal. Dar asta nu înseamnă că mi se pare singurul stil de muzică valid. Asta îmi place. Oamenii sunt în stare cât de cât să zică, domne, mie ăsta e stilul care îmi place mie, dar, na, ăla e un alt stil. În stand-up, în umor în general, mă aș arunca să zic. Oamenii nu acceptă, nu au un cap ideea că există stiluri. Există bun sau prost. Știi? Și ce îmi place mie e bun și ce nu-mi place mie e prost. Bă, dar există un. Sau e prea vulgar sau e nu prea. Nu, 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 nu. Are mie? dreptate, te -o. Este mai simplu de atât. Tu ce ai zis deja, te-ai dus, ai, da, de început, ai început să tai firul. Nu. Bă, mie nu-mi place asta, deci. De ce prost? E prost, e da. de căcat. Și știi foarte bine, știi foarte bine că există zeci de tipuri de umor. Avem uh, umor sarcastic, umor negru, umor sec, umor de toate feluri, da? Umor absurd, umor așa. Niciunui om nu-i plac toate formele de umor, nu? Dar uh, oamenii în general se duc foarte rapid la Dom'le, e o prostie. prostie. De ce? Că nu am râs. Păi da, dar asta nu înseamnă că trebuie dat la o parte, umorul eliminat, că n-ai râs tu. N-ai de altul. E, știi ce e foarte interesant? Că oamenii se judecă unii pe alții prin prisma asta. Eu am văzut în foarte multe comentarii, foarte multe comentarii pe YouTube. Dar tu cite, adică faci chestia asta des? Din păcate, citești? da. Nu. Dar n-ai cum să nu citești. Citești, nu? Da, din păcate, da. Și citești Noi, în Nu cred că există actor care să nu, nu citească comentarii. Nu numai ale mele, nu geara cred. Geara citesc. În primul și în primul Ca că să că... iei pulsul sau da, că asta da, super să... curios? Bă... Nu mai sunt super curios, că se cam repetă. Da. Dar vreau să văd unde sunt oamenii, deși nu e un eșantion foarte da. reprezentativ, pentru că tu până la urmă afli uh, părerea oamenilor care scriu. Ăla nu e un eșantion reprezentativ. Corect. Se uită o mie de oameni și scriu cinci, din care la doi le-a plăcut și la trei nu. Chiar nu e reprezentativ. Da, dar, mă rog, e o formă de a înțelege cum văd oamenii niște lucruri. Uh, în foarte multe comentarii din astea ostile chiar nu că negative oamenii trebuiau să rezolve problema asta că râd niște oameni acolo deci, au ăsta, ăsta este un terminat tot ce face e un căcat și aia care sunt în sală sunt niște proști pentru, că, la că, ăla. Că, știi? pentru că aveau o problemă bă dacă e un terminat și un prost da și trebuia să o rezolve într-un fel e o problemă care nu adică uh, uh, ca să nu cădem în subiectivitate ceea ce ne-ar omorâ că <laughs> așa, că subiectivitatea ar fi, bă, mie nu-mi place, dar lor le place fiecare cu viața lui. Ca să rezolvăm problema asta, că nu are cum să fie așa, toți ăia din sală sunt niște idioți. Ăla de pe scenă e un idiot și toți ăia sunt idioți. Și am văzut niște teorii superbe repetate de multe ori. Am auzit că oamenii din sală sunt plătiți să râdă. Aplaudați. Da, la spectacole, mă, de la, în baruri. În, adică eu am făcut un show la 99 și am plătit 100 de oameni ca să râdă. A, asta, sincer, n-am auzit-o. Da, deci, fapt, o aberație plăti... este cea mai tare aberație pe care am auzit-o. sunt plătiți să râdă sau, o teorie care e și mai haioasă, ăia râd de jenă. Ceea ce, Silviu, ai zeci de ani de și de spectacole. Ai văzut vreodată un public să râdă de jenă? Știi râsul asta? Să... Nu există. Nu există râs de jenă. R râs de jenă nu există. Dacă nu ți-a plăcut și ești inconfortabil cu ce se întâmplă, te ridici și ai plecat. Da. Sau Eu așa ochi, știu. Sau stai cu ochii pământ, mai Păi, nu stai cu ochii pământ, că dacă ești inconfortabil, nu poți să stai inconfortabil, te ridici și pleacă, pleacă. Nu se pleacă. Dar nu, se pleacă, nu, nu se pleacă și sunt. Nu se pleacă. Ai A, e mai, nu mai mare rușina decât da. să o iei în bot, da, sau cum. Da, da, da. 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 da, Nu se pleacă. Nu știu nu dacă e o chestie. Nu știu. Voi aveți la spectacol oameni care plecau? Nu. Dar aveți. Adică îi vedeți că nu le place. Nu, că la orice spectacol. Păi, existau. La noi aveam un turnesol fiind două spectacole, unul de la 5 și unul de da. la 8. De obicei, spectacolele de la 8 erau mult mai legere, pentru că oamenii nu veneau din buza serviciului. Mm. Mm. Veneau de la servici la spectacolul de la 5 și îi vedeai că intrau mai greu. Da. Adică aveau jumătate de oră, da. 40 de minute, spectacolul dura două ore, deci Primul sfert de spectacol era, era greu de încălzire, exact. nu mergeau, băgam artileria grea, coboram puțin, pentru că toți artiștii știu fiind toată chestia vocală și pe scenă, live, știei cum să iei, știei da. că aveai tot timpul turnesol, Ghiuri Dumnezeu să le avea, e Coca-Cola de deci e, rece ca gheață deci, a, deci trebuia băgat bazuca, da, tata, da, da, alea grele greucen, ca da. să, să da. și ea ce duceai i-a duceai, se ridicau după încă 20 de minute și după spectacolul se ducea da. până la coadă exact cum știei că trebuie să fie, știau unii să râdă, unii râdeau, există și publicuri care se râdă mai mult la unile sau la alte nu, nu toată lumea este la fel dar asta spun că era inconfortabil pentru ei ora de început la ala de la 8 nu aveai problemele sau dacă era un singur spectacol pe seară oamenii veneau chitiți da. pentru aia știau la ce să se aștepte adică majoritatea știau ce trebuie să vadă acolo și se leșinau de râs aveam probleme, au fost vreo două sau trei spectacole pe care noi le-am iubit pentru că erau erau chiar țâță de mâță, adică erau panciuri, 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 panciuri și îți dădeai seama că practic după trei sferturi de spectacol oamenii nu mai, orice, aer. nu mai aveau, aer. orice le-ai da. fi spus, nu da. mai puteau să râdă. Da. Da. Și da. ne-am dat seama că, băi suntem cretini, adică ne batem un... joc. Da. Știi, și lăsam noi pedala. Da, da, da. Nu mai apăsam la, băi hai să facem, mai respirăm puțin, da. să-i mai lăsăm pe oameni, adică să se adune da. și băgai finalul ăla în care îi da. scoteai pe targ afară. Da. Dar oameni care să fie nemulțumiți, nu am întâlnit niciodată. Știi din ce cauză? Pentru că nu-i. Era alt tip de umor, că tu vorbești de da. tipuri de umor. Da. La noi erau făceam trei ore, îl scriam trei ore, repetam trei ore și din el în primele 5-6 spectacole băgam în două ore, nu puteai să ții mai mult de două ore pe oameni. Și atunci vedeai unde, aveai turnesolul să vezi unde reacționează cel mai bine, știi? Și normal că după al șaselea până la al 20, al 25 la spectacol cât îl rodai prin țară, știai exact cum va merge și ce să meargă. Știa Ai, unde am, se râde, unde, unde nu, Exact, unde... adică da, da. normal că am avut și săl. Am, Parcă fac cu mine acum, știi, vorbesc prea mult eu. Aveam săl în care săraci oameni de nu erau... Cum oare ce Mai, erau oameni care nu văzuseră așa ceva în viața lor. Da. Pot să spun de Jibou, Poți da. pot să zic primele spectacole din Zalău. Oraș mare, reședință de județ, da. dar în anii 93-94, băi, era, aveau apă. Nu curgea apa în orașul Zalău. Nu exista. Și la hotel îți dădea o găletușă pentru veceu și să ceva pentru apă, să te speri pe dinți. Zic, bă, cum? Și am văzut cozi. Cozi la fântâni. Cozi de sute de oameni. Bă, terminam comunismul. Zic, ce cu oameni ăștia? Toți erau cu bidonașele să-și apă. Și tu ia aduceai la spectacol să-i faci să râdă. Bă, era un quest ăsta. Adică, bă, bă. Bă, despre ce să vorbești? Ce să-i spui tu lui? Că el... Na. Deci, erau oameni care vreau să mănânce mici și să bea bere la jibou. Da. Păi, și când e pauza șeful, că noi când mâncăm? Păi nu e pauza, noi avem un spectacol de două ori. Se râdeau la final. Adică intrau în, în cele povestei, dar era da, foarte greu. greu. greu când, erau de nicăieri. Adică ceilalți știau la ce să aștepte ăștia. Eu, eu, ce spuneam mă, când te întrebam de oameni la care nu, nu le place, mă refer la faptul că nu știu, dacă, nu știu cum aveați lumina, nu știu dacă vedeați nu vedeam. Era. Nu, nu vedeam, nu vedeam. vedeam. Nu, mă refer la faptul că uh, în orice sală există unul, doi, a, bine! Care... Nu, nu mă refer la reacția generală a publicului, ci la faptul că există... Oameni au... cărora nu le, nu le fi. Nu e fi. Nu. da, nu. Uh, și dacă e mai multă lumină în sală, uneori îi pune Dumnezeu de cele mai multe ori și în față. față. <laughs> în primul rând, da. <laughs> La e moment. foarte nasol, da. asta e nasol. Și uh, uneori, adică știu că e un lucru normal, știu că e absolut normal și nu ai cum să n-ai. Adică ar fi statistic o aberație, știi, să-ți vină 400 de oameni care 400 de oameni au râs cap cu A bineînțeles, nu, asta așa. nu există. nu e, Eu de mult ori mă întrebam de ce nu pleacă. Sunt unii oameni care. Deci, uh, uh, am văzut oameni care nu erau conectați la spectacol, nu era pentru ei, nu așa, dar am văzut oameni care erau, bă, obidiți deci erau oameni care stăteau cu fața căzut, așa erau. Stau așa, știi, se mai în când, când, când la, și eram. Și în capul meu era, bă, de ce nu pleci, mă? Da, asta e foarte adică curios. Adică, te scapi și tu de un stres, crește brusc uh, nivelul entuziasmului. ce ai plecat a crescut nivelul entuziasmului, însa, nivelul mediu a crescut de să? Sunt parte tu, la mai puțin, da. Tu ai, scăz, tu ai scăpat de un stres în viață, de ce ne, de ce ne chinuim toți? De ce nu pleci? Dar nu se pleacă, mă, nu se... Nu... Asta, asta e foarte curios. Asta nu se Nici de la tatăl nu se pleacă. Avea și Costel o glumă cu asta, cu plecatul. Eu, eu, plec eu cred că mea. rușinea este mai mare câteodată decât neplăcerea. Da, 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 clar. Ți-e rușine, ce să fie altceva, ți e rușine, rușine că... Dacă ești văzut că te ridici, că ești judecat, că ești, nu știu, mai ales la... Adică la, la stand-up da. mai e cum mai e. Nu, la stand-up mai au problema asta că au impresia că o să fie atacați, că o să fie... Ceea ce, sincer, nu știu. Eu asta cred că la început, că început. dacă ești în față te, se ia comediantul de cuțin. Acum nu știu dacă mai, în mai e treaba asta. E o, în continuare e o problemă asta. În continuare oamenii Refuză o oamenii asta. să stea la prima masă? Da, pentru că uh, sunt două chestii. Unul la mână, uh, depinde de la performă la performă. Sunt oameni care interacționează mai din topor, sunt oameni care interacționează mai finuți. Na, nu pot să zic că toți oamenii care fac stand-up în lumea asta, nu numai în da. fac la fel doi la mână deci într-adevăr există oameni care se iau de oameni din sală Nu chiar să acum da și oriunde în lume am văzut și în Londra o groază și, pe de altă parte o altă problemă este că în România cel puțin pentru că nu există de destul timp forma asta oamenii nu înțeleg că nu orice interacțiune este o agresiune adică una e să mă iau e o diferență între a vorbi cu cineva și a mă lua de cineva știi? Pentru că dacă te întreb pur și simplu cum te cheamă sau, nu știu, ce tip de telemea preferi sau... mi e foarte greu să văd cum m-am luat de tine. Că și dacă te-aș opri noaptea pe stradă și ți-aș pune întrebările alea... Ei, da, eu, agresiu, adică... de obicei nu numai o întrebare, are și un punch da, pe coadă. Știu, știu, dar faza este că... Bine, din nou, acum, uite, fac și eu aceeași greșeală. Zic de mine și... Da, da, că la spune... tine într-un fel. Bun, hai să zic de mine. Uh, am avut ani de zile în care am greșit și am fost mai agresiv în, în interacțiune cu bullying. Da. Ai făcut bullying da. cu spectator. Și am, am înțeles asta la un moment dat, am regretat și de atunci suflu și în iaurt. Deci dacă întreb pe cineva, cum te cheamă? Bă, dacă văd o umbră de stres că îi trece pe față, deci dacă văd chestia de... Hai să mă... M-a luat. Așa? Imediat am de Deci, efectiv, în secundă următoare am Nu mai vreau să obidesc pe nimeni. Nu mai vreau să obidesc pe nimeni. Pentru că, sigur, acolo sunt doi trei oameni care o să-mi spună ceva. O să-mi răspundă la o întrebare să De ce să interacționez fix cu ala care nu vrea, știi? Deci, eu nu mă feresc de chestia asta. Mă feresc din a mai crea disconfort oamenilor. Dar uneori îmi place să vorbesc. Și, bă, au fost momente, se întâmplă să lovească fulgerul. Bă, frate, să iasă un moment extraordinar din vorbi cu omul ni Să nimerești un om care are o poveste. ai făcut și poate... un show, nu? Adică am făcut mai multe show-uri de ai improvizație. Făcut, decât ai -a făcut, făcut show tras. legat și de ce vorbeam de uh, discuția pe care o ai avut-o în trecut cu Radu Gheorghe, cu stand-up-ul improvizației și așa? Am făcut asta. Ai făcut, făcut show-uri doar de improvizație, nu? Da, am avut, am avut o perioadă în care am improvizat destul de mult la show-urile normale, dar am făcut vreo patru cred, înainte de pandemie, mă apucasem să fac show-uri de 100% crowd Crowdwork, adică, da? De unul o, singur. Eram singur uh, pe afiș, o oră, am stat cea o oră jumate. Uh, doar de vorbă cu oameni. Da. Deci, uh, nimic, nimic uh, scris. Nimic pregătit. Nimic scris. Doar hai să vorbim. Și este, uh, e foarte greu, am vrut să-mi dovedesc eu mie că se poate, că pot să fac asta, că de putut se poate. Uh, E foarte greu, bă, dar și când iese e ceva magic. Pentru că... E întotdeauna improvizație asta e. Da. Și mai ales dacă îți dai destul timp, pentru că, de exemplu, dacă sunt cu băieții într-un show, am 25 de minute de sat pe scenă și în aia 25 de minute trebuie să mă stabilesc întâi cu o glumă, două, ca să... Aibă oamenii încredere că știu ce fac. De Chiar și -a... acum a trebuie să faci asta. Păi nu, mă? dar asta trebuie să faci oricând, nu. Oricând, că... nu. Oricine-i fi, dacă te pe scenă și încep să. Uh, deci, salut, uh, uh, mamă, ce cal de afară. Bă, uh, La revedere. Ce să... nu contează cine ești. Oamenii și pierd, știi, e foarte important, te-ai prezentat. Primele publicul. două minute să știi publicul exact. Publicul este foarte... E... E foarte rău. Da, în e general. ca un animal de pradă. Da. E ca un animal de pradă. Și miroase slăbiciunea la oricine E în documentarul Comedian uh, cu Seinfeld. E o fază senzațională Când are asta, după ce se apucă din nou de stand, ia materialul de la zero. Scrie totul de la zero și se duce să facă câte 5 minute, câte 10 minute. Se mici și ajunge la un moment dat într-un club pe la 12 noaptea, 12 jumate noapte, nu știu. Și intră după un pitic sadomaso, o chestie asta. Era un performer <laughs> total. Da, pe bune, era un, 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 un dorf de ăsta așa că era niște dale de, de piele și făcea niște chestii cu biciu, adică ăia bez morți. Aaaa! Și vine Seinfeld, care e curat, e la acolo. Și când a auzit ea, ladies and gentlemen, surprise appearance, Jerry Seinfeld, a explodează. Bă, frate, după 5 minute, jumate erau cu spatele la scenă. Deci nu, mai, nu, nu se mai uitau, nu, nu, mai voiau. Nu le mai trebuia. Și ia interviul lui Seinfeld după ce se ducează pe scenă, îi zice, faptul că mă cheamă Jerry Seinfeld îmi cumpără 30 de secunde, un minut. Zice, după... Wow, nu correct. mai, Nu mai, după aia, dacă nu livrez, nu mai contează cum mă cheamă, știi? Și asta se întâmplă, din păcate, uh, poate din fericire, eu nu știu, uh, Umorul e genul ăsta de activitate unde you're only as good as your last show, știi? Adică... Exact. Da, bă, ești o legendă, dar na, dacă nu... Nu contează cum te cheamă. Bă, dacă n-am dacă râs, ce să fac? N-am cum să râd în amintiri. N-am cum să... Știi? Și din păcate, așa sunt oameni. Și dacă miros slăbiciunea și dacă miros nesiguranța, nu... Și de asta spun că primul minut, două, trebuie să te stabilești. Uh, voiam să am un closer ceva bun la sfârșit deci timpul pe care puteam să-l petrec improvizând sau vorbind cu oameni era limitat. Da. Și ce îmi place foarte mult când sunt singur pe scenă, adică când sunt singur și fac o oră, o oră jumătate improvizație, este că se creează niște fire narrative care după aia încep să se împletească, adică le împletesc. Știi? Că vorbesc o vreme cu tine, și vorbesc după aia cu el, după aia, e după aia ideea... o poveste comună, știi? Și după aia încep să bag oamenii, în, să croșetezi firă și să iasă la sfârșit o singură poveste, știi? că adică cele mai mișto show pe care am făcut asta au fost, în care am plecat, am vorbit cu oameni, am adunat uh, elemente și, și au am început să... atunci devine foarte mișto pentru tot publicul, păi da, pentru că te devine, adoră. Brusc apare, devine ceva uh, coerență din haos, știi? Adică... Da. Am am aici nu ne cunoaștem, am început să ne cunoaștem și pe alea, la ah, să vezi că de fapt ăștia toți erau prieteni, am făcut o poveste de asta, care ei se știau, au vorbit să vină Da, a avut vreunul care să iasă în asol, adică care să fie De improvizație? De improvizație, Bă, -am de N-am făcut foarte multe, ți zis, am Ai făcut patru. Au fost între între bun și foarte bun. pe bune. Deci între bun și foarte bun. Între acceptabil și foarte bun, hai ca să nu fiu. Între okay. acceptabil și foarte bun. N-a ieșit prost, chiar n-a ieșit prost. Uh, vreau momente să... de improvizație care ies prost, uh, mai sunt dar uh, dacă sunt în cadrul unui show normal, dau eject și mă întorc în peste. Iartă -mă, iartă -mă. Nu, 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 vreau să întreb dacă uh, există, ai, ai o structură făcută în Cap la improvizație, mm. dacă te ajută uh, alte povești pe care le ai, nu. și atunci să, nu. să brodești pe povestea pe care tu o știi, pe care nu. publicul nu o știe, nu. dar să mergi, adică, ba, aha, am asta, așa, poate să potrivește cu aia, și atunci nu-i nu, pe Cât posibil să mă duc. Adică adică tabula pașută, la tabula rasa parașută, ai nicio. Încerc să mă duc tabula rasa, încerc să. Uh, singura chestie pe care mi-o permit la show-ul astea de improvizație este uh, un sfert de oră înainte de show. Mă gândesc la ceva ce să zic la început. Adică, îmi dau chestia asta, știi? Bă, să faci un intro. Da, o okay, Bună seara. Bună seara, da. în sensul de uh, un subiect de uh, vorbit, nu neapărat materia, știi, dar zic, bă, intru și uite, zic uh, de ce m-a enervat cum a pus aia plasa. Și intru și zic asta. Adică am subiectul în cap, dar n-am materialul, n-am glumele, n-am nimic. Doar vorbesc, dar mă las să bat un pic în piștind subiectul, știi? Ca să am un punct de plecare, că nu putem să o luăm chiar de la bună seara, cum vă cheamă? Da, și că, ce, de ce ați venit? Cât de da, împreună. Că, da, 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 exact. Da. De -aia, bună seara și de cât timp stați împreună. N-ai cum să o iei chiar așa, știi? Și atunci trebuie câteva minute de de încălzire, așa de. Eu, da. eu cred că trebuie să fiu oricum foarte relaxat pe scenă. Adică, eu, eu nu cred că tu puteai să faci treaba asta acum, nu știu, șapte, opt ani. Cred că trebuie să, trebuie să, ajungi la un anumit nivel ca să poți să faci treaba asta. Mi-e mi -e foarte greu de față cu asta să vorbesc despre nivel la care sunt. Nu, sau... Mie... de, de experiență. Dar nu, de... E, la mine. E, e, nu mă experiență. <laughs> experiență. Mi-e mi foarte greu să vorbesc trebuie despre că, experiență. Cred că trebuie să foarte, foarte relaxat cu... ca să, să poți. Adică eu am am, am urcat pe scenă și am, am încercat să fac și stand-up, am, am făcut și improvizație, am făcut și teatru. De departe, lucru care mă sperie cel mai tare este să, să fac, adică să, să urc pe scenă fără să am absolut niciun sprijin. Să n-am un material care e, da. mă rog, comic pentru mine, pentru capul da. meu sau să am să am ceva, vreun ceva, un am partener, un, se, un ceva. Am da, să spun că uh, mie nu mi se pare că secretul, adică relaxarea normal, că nu poți să fii crispat, că exact ce vorbeam, te simți nesigur și te sfâșie. Dar uh, uh, pot să spun că încrederea e importantă, nu neapărat relaxarea. Încrederea în faptul că bă, o scot la cap, o să o scot la da. cap. Teo, încrederea, încrederea vine, vine încrederea din experiență vine, Încrederea vine cu Cu alea 5.000-7.000 de am mai, ore Am mai făcut treaba asta, am scos-o la capăt Hai că o să iasă bine și data asta Și mai o chestie uh, Un lucru care ajută foarte mult La șorile de improvizație Și Silviu știe foarte bine chestia asta Și mi-e martor uh, O glumă improvizată De nota 6, obțin o reacție de Bun, nota 9. Absolut. Deci ăsta e și un truc la show de improvizație. Faptul că orice este spontan obține o reacție mai mare decât dacă ar fi Com o... Comul știe că e pe loc. Da. Și atunci da. Uh, ia o parte din presiunea asta. Bă, nu trebuie să fiu briliant. Știi? Adică am pretenția ca într-un show de o oră de improvizație să am un moment, două care să fie, du-te mă, cum pula mea a scos o Am pretenția de la mine să fie unul, două momente de asta. Dar în rest știu că trebuie să fiu doar cinstit. Adică nu trebuie să fie orice minut uh, un diamant. Pentru că fiind pe loc uh, se creează altă atmosferă. Știi? Da, și... lumea apreciază mult mai mult. La improvizație aveam întotdeauna de departe reacțiile de nu știu câte ori da. mai mari. Pentru că lumea apreciază absolut tot publicul și pe vremea noastră, că revenim la sintagma asta, hmm. tot timpul oamenii apreciază tot ce este fresh ce, este, ce li se pare lor că este fresh. La noi, la no, no, 20 no la spectacol, nu mai era fresh, dar felul cum îl spuneai, părea că atunci ai brodit gluma respectivă, știi? Și că, zică... așa e, așa e, are dreptate, te așa merg lucrurile. Nu Fapt... te ajută foarte tare faptul că este gluma acolo și tu știi să o spui. În momentul când tu ți-a venit gluma în cap și ai spus-o, ești cel mai... Tu ești întotdeauna cel mai mare critic al tău. Mm. Dacă tu în, în milisecunda aia când ți-a venit în cap, zic, acum o zic și o zici perfect, și cum trebuie să o zici, nu, nu ai cum, adică bine, ți se tai picioare dacă cei 100 de oameni din da. sală sau 400. Mm. A zis să nu știu ce da. vreau să zic. Adică, acolo, te-a dar nu are cum, pentru că experiența pe care vine din spate îți va spune că o să se spargă. Da. Și s-au da. spart și. de acum poți să stai liniștit, ai da, zis-o. Da, 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 da. Și uh, uh, oamenii. Uh, ce am vă să fac. Uh, chestia asta e, e, e un pic. Uh, un cancer în stand-up, dar uh, înțeleg de unde vine și asta e. Uh, uh, E una din foarte puținele forme de spectacol la care oamenii efectiv speră să ai belele. Speră să ai. Știi? Să ai probleme. Da, și culmea unor. dacă nu dai de ele, ți le creează ei, tocmai ca să. Uh, asta asta n-am. Uh, uh, este exact despre ce vorbeam. Uh, dacă totul merge perfect, cap coadă, un spectacol de stand-up. Să zicem. Deși exact genul vostru e exact aceeași chestie. Domne, a fost frumos. Au venit oamenii, au prestat, am râs. Ei simt pe undeva că lipsește ceva. Bă, dacă ți-a căzut o... a început să sună o alarmă, s-a stricat microfonul, ți-a trecut piciorul în scenă, s-a rupt scândul, nu știu ce, bruscă e un moment unic. Și faptul că... normal că rezolvi problema, P că... Da. Aia aia face, a, aia mi se pare că uh, pentru foarte mulți oameni publici pune cireașa pe tort. Adică tu ai venit cu tortul frumos. Da, Bă, aia da, este moment, mai acel moment unic care nu se va mai repeta. Aia le dă o valoare adăugată foarte mare, știi? Și într-un fel de aia uh, trebuie se să întâmple ceva. Se întâmple ceva ceea ce pentru tine e un stres și un chin, că tu vrei să-ți faci, știi? Știu. Am avut, de exemplu, la Braille acum un show care a fost cu de toate, cu de toate, cu copiii care vorbeau. Deci am fost recluit de un copil de șapte ani. Aveam o alarmă, că de să zic de alarmă, în spatele terase era un patinoar care avea o alarmă de aia de fracție și care pornea. Piu, Da fugeau și doi copii, deci unul, unu vorbea, unul mai fugea pe acolo, prin fața scenei. Se mai băga în seamă cineva, pornea alarma, trecea chelnerul cu pițele pe față exact pe punchline. Bă, și oamenii erau distras la culme de câte ne am. Deci era... Și cred că, cred că așteptau și așteptau să vadă și cum rezolvi da, tu accidentele da, și problemele da, astea, da, știi? Da. Păi da! Abia așteptau Abia să, aș -a -a să vadă ce bine i-a o asta. Cum o rezolvă pas. Dar în momentul în care a început să-mi comenteze din public un copil de șapte ani mi-a mi dat un pic de... <laughs> că am rezolvat-o, dar nu voiam să o rezolv... Adică... Da. Și după aia bineînțeles că mi-a și zis cineva din public că... Ăia copiii te-au te -au scos. Aia, aia au făcut. Noroc că... de aia, că altfel... Și chiar i-am zis, zi, ai te-au forțat, asta a fost gură. Noroc cu copiii aia că te-au forțat. zis, bă, tu și tu, tu, tu ai văzut vreodată spectacolul ăsta fără să mă forțeze nimeni. Tu știi ce frumos e că nu mă forțează nimeni. Adică, dar au ideea asta că, doi, dacă se întâmplă ceva uh, în moment, atunci unul la mână ești natural, și doi la mână e o chestie unică. Care, știi, adică brusc capătă mai multă importanță și eu, știi? N-a venit omul să recite și să plece. A făcut ceva. Al, e ca la dedicații, ca la. a făcut special. S-a da. dat special pentru, pentru sala asta, momentul ăsta, știi. Și culmea e că e atât de importantă chestia asta, că vorbeam de reacția, de faptul că o, o glumă scrisă de nota 8 obțin o reacție de 8, o glumă improvizată de 6 obțină. Bă, uneori. Uneori oamenii... Se bucură atât de mult la un moment ăsta că nici nu trebuie să se întâmple ceva mare sau să fie vreo chestie amuzantă. Sunt convins că ați avut de multe ori în toți anii aia, uh, momente în care, bă, și dacă trecea o muscă și făceai, hă! Atât, da, 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 da. Atât, dacă făceai, da. ia uite mă, Atât, mă, dacă te dai cu mâna după dacă muscă, Dacă reacționai râdeau. omenește la ce se întâmplă, da. Pentru că brusc era un moment uh, uh, unic. Pe întotdeauna chiar, deci asta vreau să zic, în scenete... Tipul nostru de interviu era improvizația, deci asta era evident, dar în timpul scenetei, dacă simțeau că este o chestie improvizată, noi la un moment dat începusem să, chiar în timpul scenetei, să schimbăm să vedem ce face, ce face colegul dacă îi da. dai altă și îi face alta. Numai să vezi, mi îmi făceau asta de exemplu pentru că eu intram în panică, se vedea fața că <ră> îmi făcea fața albă și era pet cu panicosul, gata, s-a terminat, îi facem una. Nu, o dată la săptămână, o dată pe lună, adică nu în fiecare, că altfel mă terminau, că de inima de pe vremea <rătos> <rătos> Da, deci încercau să vadă cum trebuia, să te descurci, să fii da. fanii. Da. Nu trebuia să te super Să-i o brațul. Deci trebuia ai să o întorci. Se căca lumea de râs, da, 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 exact da, da. cum zici tu. Deci nu, avea, nu ar avea nicio legătură cu linia de text, cum trebuie da. să te duci către. Deci era pur și simplu acolo, venea ca o bardă, da. se rupea sala. Da. Deci astea erau cele mai tari. Nu puteam să o facem niciodată, nu mai țineam minte da, pentru da, da. a doua oară și ca și să repet nu, că... de... nu mai ieșea. Nu mai ieșea. Cum era exact chestia aia inedită, fresh, făcută pe față cu toată lumea. Da. Și lumea simte asta. Deci publicul, revin, este răutăcios, este cum vrei tu, dar se distrează atât de tare când îi livrezi o chestie inedită și uh, făcută acolo pe loc. Tu știi că pe mine a început să mă fascineze ideea asta de public? Uh, ne ducem acum într-o zonă suntem bine, mergem și pe două ore. Sper că mai sunt oameni aici, că dacă mai sunt oameni, dacă nu i-am plictisit până acum. Mai acum sunt da sigur, șansă, e dar, Mai dați mi uh, da. Vreau să intru într-o chestie un pic uh, filosofic. Așa. Noi vorbim foarte de foarte multe ori de public. Dar uh, ideea asta, deci adică, nu ideea, publicul în sine e un animal foarte ciudat. Pentru că Public înseamnă un supraorganism. Public înseamnă un, un personaj colectiv format din toți oamenii din sală. E. Oamenii ăia nu se cunosc. Și. Uh, probabil că sunt și diferiți între ei. Uh, Cu ca siguranță vârste, sunt ca, diferiți. Așa. Ei nu. Deci sunt, să zicem, că ai 100 de oameni. Un statist. 100 de oameni. 100 de oameni care variază ca vârstă între 22 și 73 de da? ani. Unii n-au terminat liceul, alții au două facultăți. Ei n-au nicio legătură personală unii cu alții. Se așează pe scaune, se stinge lumina și din momentul ăla începe procesul de coagulare a publicului, în care ei își pierd parte din individualitate. În momentul în care stai în întuneric și râzi cu un grup de oameni, e o chestie un pic uh, tribală, e o chestie uh, din asta primitivă, în care începi să intri într-un ritm din asta de îți pierzi o parte din individualitate. Dacă în momentul în care s-ar stinge luminile oamenii, nu și-ar pierde parte din individualitate, niciodată nu s-ar mai crea râsul în grup. Probabil că nici n-ar mai râde atât de mult, că râsul e un fenomen social, e o chestie care se întâmplă în grup. Știi că singur, foarte rar râzi cu lacrimi de unul singur. Pe când când ești în grup, doi, trei oameni încep să ai râsul ăla. Râs de râsul ăluia, da. râs de da. râsul ăluia, da. Și deci, ce mi se pare mie în ultima vreme fascinant este ideea asta, că se adună 100 de oameni se așează pe scaun se stinge lumina, apare acest personaj publicu, care nici eu, nici ei nu pot să știe cum e. Adică, și dacă îmi dai CV-urile... Nu, 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 n-am nu, nicio legătură. Îți zic, are... zic ca idee, știi, să presupunem că îmi, îmi spui de toți, că îmi faci cunoștință cu toți 100 de oameni, eu n-aș putea să spun când se stinge uh, uh, lumina ce fel de public apare. Dar apare un public și publicul ăsta are efectiv trăsăturile unei persoane. Pentru că, din nou, știi foarte bine că ai de mulți ani, există săli uh, mai timide, săli mai gălăgioase, există săli care apreciază mai mult glumele porcoase, există săli care nu le apreciază deloc, există săli care sunt foarte sensibile la un subiect, săli care de-abia așteaptă anumite subiecte. Publicul are efectiv trăsăturile unei persoane. Dar culmea este că nimeni nu poate să știe uh, cum, va, cum se va... Și mai mult decât atât, acel public, dacă îl aduci la o anumită oră, sau peste două ore, sau cu exact două ore perfect. mai devreme, nu mai este același om. Deci, contează... Nu mai aceeași persoană. Păi, aceeași persoană. Păi exact ca la un om. Uh... Exact. Sunt săli, de exemplu, unde nu se vinde niciun fel de băutură. Sunt săli... Adică, na, facem și uri și în baruri, dar mă refer la săli de teatru. Sunt săli unde există un bar. E o diferență foarte mare între un public care a dat de niște bere, nu mă refer că au băut, că au venit la o sală de teatru, dar era de vânzare bere. Și un public care n-a avut deloc. Acces ajută, la o bere, știi? ajută. Ajută clar pentru că, normal că în momentul în care scad un pic inhibițiile, din nou, este gândește exact ca la o persoană. Orice persoană este mai dezinvoltă dacă bea o bere. La fel și publicul. La entitate colectivă. Dacă a băut public o bere, e publicul mai, mai relaxat, e mai lejer. Dar îți repet, a început să mă, să, mă, să mă fascineze ideea asta de persoană care se creează o entitate colectivă, publicul, care are niște trăsături și care trăsăturile alea nu sunt putem comune. Zi... Asta e, asta e fantastic, că se, se, se fac toți, vor fi unul care, cum ai zis tu, unul da, care stă așa, e o doamnă da, care a dormit în da. primul rând, există câte da, unul care da, nu participă la coagulare. Da. Dar într adevăr, într o kis 100, kis 1000, câte 4000 sala palatului se comportă cam la fel. Da. Da. Deci se creează personajul ăsta. Și ți personajul ăsta e diferit la fiecare spectacol. La fiecare spectacol să încerci și dacă te chinui până leșini să faci același spectacol, nu va ieși. Același spectacol. De ce? Pentru că orice spectacol e un dialog. Chiar și uh, un monolog. Sau ceea ce arată ca un monolog, stand-up-ul. E de fapt un dialog. E un dialog în care Ai o parte vorbește. Tot da, o parte vorbește și o, adică o parte comunică verbal, o parte comunică paraverbal. Da. Și atunci, el e un dialog. E dialogul dintre omul de pe scenă și public. Dar public ca persoană, știi? Și tu nu ai cum. Și dacă zic, deci să zicem că am de două ori, o discut, da? odată îi zic lui Zob niște lucruri și a doua ți le zic, e exact aceleași, da? Normal că va fi alt mm. dialog, pentru că vorbesc cu alt om. La fel și cu show-urile. exact cum ce ai tu, show de la 5 cu show de la 8. E clar că vrei să faci același show. Numai că se schimbă interlocutorul. Publicul de la 5 e un om venit direct de la muncă, publicul de la 8 a băut o bere pe drum și a mâncat, mâncat, relaxat. relaxat, nu? Și atunci tu vorbești același lucru cu alt om. Și în funcție de asta se schimbă Îmi place să-l mai chem pe băiatul ăsta. Trebuie să scriem niște cărți împreună. <laughs> Mi-a plăcut foarte mult. are perfect de dreptate. Nici măcar nu poți să-l contrazici. Asta mă enervează cel mai mult. Hai să schimbăm o carte publicul în cotro. <laughs> <laughs> tot, tot legat de, de public. Tu ți-amintești ultima oară când n-au funcționat glumele deloc? Bă, nu when, așa you, when, you, bombed, uh, Iartă-mi aroganța. Nu mai există așa ceva. Există să meargă mai greu. Există să meargă mai pro. Nu există să nu meargă deloc. Există să nu meargă deloc într-un singur uh, cadru. La evenimente corporate... Okay. Uh... Acolo e foarte complicat. Da, pentru că oamenii nu, nu au venit la un spectacol. Au venit spectacolul peste ei cum ar veni mm. și de cele mai multe ori uh, nu funcționează. Deci, uh, dacă e să mă întreb show-uri proaste, deci bombing, da, dar doar la corporat. Deci show uh, normale. Deci doar în, primii, doar în primii ani ai avut parte de așa ceva. Da. Pentru că după aia se acumulează unul la mână niște trucuri pe care să... Așa, doi la mână, uh, acumulezi material din spate și știi, ok, n-a mers asta, dar o să meargă aia altă, Cum ar fi să stau jumătate de ori și să nu se râdă jumătate de oră? Nu există așa ceva în punctul ăsta. A, s-a râs mai puțin, s-a râs mai nervos, N-am rupt. Dar nu mai există să nu meargă, știi? Adică nu, asta nu se mai întâmplă. În afară de corpore, unde într adevăr mi s-a întâmplat să recit pătăcere, vă mulțumesc, vă trimit factura, la revedere, ce să fac? Nu, sunt niște momente în care oamenii vor să bage niște momente de astea artistice unde nu și-au locul. Și nu... Asta nu neapărat că vor cei care, agen, agenția care intermediază între tine și corporate respectiv, vine cu ideea, nu ați vrea să faceți un stand-up? sau, sau, sau cineva din firmă sau cineva din Direct firmă bă vrea l am văzut pe Teon pe da. nu știu ce sau pe băieții, sau pe da. micuțul l am văzut și poate acceptare că s-a distrat el într o da. seară și da. bull, dar nu, nu funcționează absolut deloc pentru că la corporate există foarte clar cine e șeful, cine al doilea, da. cine al patrulea, da. oamenii se uită foarte atent, da. ce, -a ăla, da. ce a băut ăla, ce a băut el, ce a vorbit, ce s-a vorbit, o fi body building, da, dar trebuie să avem grijă că mâine dimineață suntem la servici și avem cei 12 ore da. cu avem cu alții de peste, asta, este, asta este o variantă. A doua variantă e cea diametral opusă, în care sunt în team building, sunt plecați și unde sunt în direcția fix opusă sunt niște animale BT. Acolo e cu capul în deci, direct. Da, deci aia e direcția exact opusă, <laughs> da. știi, care gata, tata, ta, două zile nu mai știu cum ne cheamă, deci nu o să stau treaz un minut aici. La 11 noapte a venit băiatul la. Mama, ce am văzut niște evenimente astea, că e țipau, bă, țipau, nu că vorbeau. La țipau înspre. Bă! Bă! Cu dai, că n Era ca un fel de junglă, era ca un fel de. Cu, da, pute, da, e, da, da, foarte dar nasoar. Nu ți s-a luat, adică nu mai mergi dacă ești. Foarte rar. Ah, foarte okay. rar pentru că și. Dar da, mai auzit chestia este asta de la cineva. E cu Cristi, cred că. Da, Cristi da. uh, s-a uh, lecuit, Cristi știu că, numai, zicea că nu mai merge. Uh, uh, cele, mai, cele mai nasoale uh, sunt astea uh, când sunt plecați din oraș, te duci după ei. Pentru Ce? că în oraș mai e cum mai e, că au ieșit într-o seară la petrecere. Ce se cum întâmplă în bran, rămâne în bran. Da, exact. Mai am fost la Poiana Brașov, mergem acolo, tragem un noapte de bețe, nu știu. Bă, și nu ai cu cine, nu ai cu, nu știu, uh, încerc să le controlez cât de cât când se mai întâmplă, uh, încerc să nu intru prea târziu, pentru că... Cu cât ești mai târziu? Am avut momente în care m-au pus să fac show la 12 pe noapte și îi beau de la 7. Și erau Lem, de ce mi-am -mi, și acum era unul, eram la Balvaniu și era în parcă nu știu unde, nu mai știu unde băi și era unul care nu mai putea să articuleze dar voia neapărat să-mi comunice lucruri și stătea o canapea undeva câțiva metri de scenă exact. și nu, nu articula nu mai putea să articuleze, era atât mm, de beat mm, că nu, mm, nu mm. făcea äh, 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 ui, uf, așa făcea dar Pff. foarte tare că nu putea să-l ignori, dar nu, adică la ce să răspunzi că nu scotea cuvinte și de asta zic, mă feresc foarte tare de astea team building mai ales să, să intri târziu. Că dacă mai intri după masă la, au cina, hai la nouă spectacol și după aia liber la băut. De -ă, ce deci asta se întâmplă? Corporaturile sunt groaznice în toate felurile, sunt cele mai crunte. De asta și cer oamenii mulți bani pe ele, pentru că sunt cele mai greșuri pe care poți să te faci. Dar noi, era, noi aveam niște. când făceam făceam și noi astfel de spectacole. Evenimente și, private. Da, evenimente private, făceam multe. na și aveam niște reguli foarte clare pe care le negociam cu cei de la agenție, pentru că era exact ce spui tu, și atunci, ca să nu avem aceste probleme, am spus așa. Când se servește mâncare noi intrăm imediat după cocktailuri, înainte de a le supune mâncarea da. în farfurie. Da. Adă nu se poate că intra, înseamnă că la 7. Dacă se poate la 6 jumate, intrăm la 6 jumate. Da, 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 da. Vrem să fim primi. Cum? Dar voi sunteți cei mai tari, voi sunteți cei... Nu, 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 nu. Lasă să vină cântăreții, să cânte Loredana, da. Smiley, care sunt betoanele serii, să fie seara da. noi cu cuvintele, da. noi spunem cuvinte. Da. La cuvinte, oamenii trebuie să asculte să fie atenți. și să fie atenți. Nu facem mai mult de jumătate de ori. Nu, dar vrem o oră. Zic, tată, dacă a. facem o oră, i-am omorât și ne omoară oamenii aia da. pleacă, să pleacă. Cum? Dar noi vrem să facem o seară. Zic, voi vreți una și oamenii ăia care au venit, pe care i-ați aduceți da. voi acolo, vor cu totul altceva. Da, 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 da. Nu vrem să vă spunem noi ce vor, dar am vrea și noi să facem ce vor și ei. Să bea, să mănânce, să treacă da, da, la sex de da. protejat și așa mai departe. Deci de nu ne de băgăm. E, e... Vrem primii să intrăm. Fai, dar nu se poate diverte să intre primii. Nu, asta nu, vrei, trebuie trebuie să... nu... Nu, 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 nu. Nu ne supărăm. Fără mâncare... Doar un pahar înainte, să așează oamenii, încă au abilitatea de a aplauda, așa să distra, și după ce am ieșit de pe scenă, băgați da. fripturi, alcool, voci, da. da. să vină șampanile, da. roabele, cu dealea, fetele da. să danseze pe masă și după aia dați drumul la muzică. Este exact, uh, ai, ai pus extraordinar de bine degetul pe ran, cu aia, nu este cu vorbe. Nu este cu vorbe. Vorba e un alt animal, știi? Exact. Și ei compară de foarte multe ori muzica cu cu vorbele, știi? Și Sunt mai total diferite, știi? În primul și în primul rând că vorbele n-au forță. Adică tu cu formația poți ai să o acoperi, forță. da, acoperi, acoperi orice, să vorbească da. Da. da, mai, o, mai tare, volum. Da, nu sunt. mișto concertul. La vorbe nu ai cum să acoperi. Și uh, doi la mână asta cu mâncarea este cruntă. Deci nu există dușman mai mai mare decât mâncare. dușmanul cel mai mare e pizza. Nu există dușman mai mare decât pizza, pentru că uh, noi Există suntem... pastele, că acolo te folosești de cuțit și de... Când cuțit. și de... Furculiță, furculiță lingură. da, da furculiță da, da, lingură acolo. Exact, e. exact. Da, da. Uh, pentru că noi suntem, noi suntem animale la bază. Suntem niște mamifere care sunt clădite să mă... Adică mâncarea e cel mai important lucru din viața unui animal. Mâncarea și sexul. Da, ok, să zicem că în condițiile alea la bar nu e sexul chiar Chiar pe, pe Așa, masă. Că e chiar pe ma Nu e chiar pe masă, e sub masă. <laughs> da. Dar, bă, în momentul în care mănânci, dispare tot. Pentru că e cel mai important lucru, suntem cablați, când mănânci, să dispară tot. Deci tu să faci un spectacol la care omul trebuie să asculte și să nu înțeleagă, în timp ce bagă friptură în gură. Nu este există. Imposibil. Este imposibil. Imposibil. Și sunt locuri în care se servește mâncare în timpul show-ului și mă omoară. Era la Bacău, la Valhalla, aveau. Aveau și niște porții nepământene. Era la Valhalla, aveau un metru de știu, costițe, știu papanașii, exact, aia da, da. care prima oară când ne am văzut eu am crezut că fac mișto de cineva, că au trimis ca o farsă papanașii. Era un kil de papanaș așa știi. <laughs> și gândește acum acum, nu numai că mănânci, dar mănânci costițe și papanașii, adică și de astea de te bagă în comă, <laughs> te bagă în comă oricum ar fi, dar mi-te acum să mai și procesezi, să raționezi, nimic. Groaznic, groaznic, mâncarea neferind de mâncare ca de ciumă. Da? Uneori nu se poate, nu, nu se poate evita, dar este, este groaznic. Eu zic că am vorbit destul, hai să începem podcastul Să începem în podcastul, că noi l-am lăsat, adică i-am dat da. posibilitatea să exprime pentru că e stand up și na, la da. stand-up, dacă nu-l bagi în seamă, știi că sunt mai ofti, da. că sunt oameni așa mai... Și. Plus că n-a fost de, de mult la un podcast. De, da, da, el săracul nici nu face, nici nu cred că știi ce era. Nerevorbit. e Ne vorbit. Săracul. Îmi cer scuze, dar mă bucur foarte tare că ai venit și am putut să vorbim Ei. despre chestiile astea. Mă gândeam așa că. Băi, dar chiar. Noi am mai avut stand up în uh, invitați, ce dar... Ce când zice stand up nu mai pot după el. Sunt, din, din, gura lui sună într-un fel. Da, Așa, sună de căcat, dar știu. Na, asta e bumă, n-ai ce să cer. Adică am și... Adică cumva să estompează puțin. Mă gândeam că, nu știu, premiul, ce premiul fantastic luați voi, adică e tot un Oscar pentru cei care fac stand-up sau nu, adică... În ca... România sau în America? În, oriunde în lume. În America se dau uh, uh, emI uri pentru... Emmy pentru emisiunea pe, respectivă. nu pentru special. Pentru... Aha. Deci poți, dacă scoți un special, să, să iei Emmy pentru, pentru specialul ăla. Că e privit ca un film cum ar veni. da, A, da, 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 da. da. ca o emisiune, da, 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 dar nu o... pentru live. Nu pentru live, pentru da, la... da, da. E, mă gândeam, uite, noi avem această statuetă Oscar pregătită pentru uh, încununarea întregii ca, uh, activități pe care o are uh, invitatul nostru. Îmi și... retrageți și microfonul? nu, 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 nu. Ideea este că tu iei aceste emi pentru pentru ce ai făcut tu, pentru specialul pe care l-ai pregătit uh, și ai 60 de secunde să spui mulțumirile. Aș dori să mulțumesc Academiei de Podcast bumăru și Milenialul pentru această recunoaștere în în pe a întregii comunități. Aș dori să le mulțumesc pentru invitație care în sine este un premiu și aș dori să le mulțumesc pentru faptul că mi-a oferit această statuetă pe care nu este inscripționat nimic pentru că o dau așa... și la alții. Trebuie dată mai departe. Yes, Bravo! Bravo, Teo! Se vede că bun. face bă, și improvizație. Bă, deci. face. Deci nu poți să-l iei pe picior da, greșit, da, da. n-ai cum. Și m-am o întrebare... Vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc pentru <laughs> asta. Și chiar o să scriu ceva pe Bun. Bun. Da. Și ideea este așa, dacă uh, suntem la Happy Fish, un canal da. foarte fain, uh, pregătit de acum din 2009, cred că a apărut, și dacă acest... Uh, Peștișorii ăla de aur care ți îndeplinește orice dorință. Care este dorința ta, Teo? Cea mai arzătoare, ascunsă, pe care ai dorit... De dori? corazon. De corazon care doriți trec, să trecând se Trecând peste asta cu sănătate, cu asta cu... Adică trecând peste asta clasice. Uh, Mi-aș dori să pot să stau pe scenă până la bătrânețe. Uh, în momentul ăsta îmi doresc asta foarte mult, dar am început să-mi pun întrebări uh, Pentru că uh, stand-up-ul a apărut, uh, a fost o vreme o chestie underground După care a devenit o chestie de nișă, după care acum a intrat în mainstream Și uh, românii sunt, uh, ce am observat, am observat asta foarte multe, la foarte multe capitole Românii sunt foarte... Uh, doritori de nou, foarte au uh, uh, turnover -um sunt tot timpul în căutare de altceva, se plictisesc foarte repede. Mi se pare că se plictisesc foarte repede. Și uh, am, am început să am ușoara uh, teamă că odată, după etapa de mainstream, va veni o etapă de uh, respingere în bloc a activității. Adică uh, nu vorbesc acum de a judeca un artist sau altul, mă refer în bloc a activității. La fel cum nu știu, a fost un moment în care oamenii nu știau ce e stand-up, o să vină un moment în care o zic că nu. Refuz. Nu, refuz. Ceea ce se întâmplă și acum asta, pe, pe ideea asta cu vulgaritatea, dar în continuare este în mainstream, adică s-ar putea, să zis, văzând ce s-a întâmplat în alte părți cu, și în alte domenii cu, cu, cu românii, s-ar putea ca publicul român peste 5 ani sau nu știu, 8 să zic că nu, gata, stand-up s-a dus. Gat, altceva. Știi? Și eu nu cred că o să țin, adică eu cred că în continuare o să fie, o să continue oameni să facă asta, sper să fiu printre ei. Adică o să trecem într o perioadă mai nasoară și după o să-și revină oarecum, o să se cearnă un pic, că știi că în perioade de boom incompetența e răsplătită, în perioade de recesiune e competența răsplătită și s-ar putea într-o perioada asta mai de restriște, să se mai cearnă lucrurile și să revină oarecum, dar uh, o văd, o văd veni, că e inevitabil. Dar concret, ca să știe și pești, peștișorul nostru să faci, să fi adică urelevant. să fii să să mai fi, relevant. să fii pe scenă până, nu știu, până la vârsta la care a făcut Carlin, de exemplu? Concret. Bă, dacă tot e peștișorul meu. Păi asta zic. Vreau să, fiu să relevant până mă satur eu. Nu da, ca să saturn. zic așa, știi? până nu. mă satur. Poate o să mă satur, dar vreau până mă satur eu să fiu relevant. Ok. Și după aia, când m-am săturat, să nu mai contează dacă sunt relevant sau nu. Dar, okay. a, a, asta mi-aș dori, să pot să fac meseria asta multă vreme. Adică și să am eu drive-ul și să aibă ei deschiderea, știi? chiar, chiar da te vezi așa... Că sănătate, fericire și... Bun. Dar te vezi așa cum era Carlin, de exemplu? Adică te vezi îmbătrânind pe scenă la, nu știu, la 60 de ani făcând, făcând Bă, acel tot ce ar... pot să spun este lucru. că sunt sigur că se poate. Adică nu există vreun... Nu e ca la, nu știu, sportivi. Că, na, la 50 de ani nu mai joacă nimeni în fotbal. A, e, nu, mai, nu se mai poate. E, în arte... Se poate, teoretic. O de să da, devină de Teo și bă, colegii O să fie uh, La 50-60 de ani Nu, la 60-70 de ani o să fie bă, păi, ce tare, ăștia sunt, ăștia sunt uh, Actorii noștri de aur Și dacă <laughs> Doamne ferește ei Nu o să mai joace, o să zică păi, nu mai sunt artiștii Râdeam mă. la un moment dat cu băieții de treaba asta Și râdeam, pe bune, că râdeam de asta Că eram, bă, e foarte probabil Adică așa merge Lumea, ba, știi? Nu e vorba că suntem noi niște uh, uh, valori incredibile. E vorba că așa merge lumea, știi? Sunt acum puștani care cresc cu noi. Exact ce vorbeam de perioada aia în care ți se imprimă gusturile, știi? Sunt puștani care cresc cu noi și căia peste 30 de ani când Do o să mai, mai o... fii Da. Când mergeam eu la lăptăria lui Enachia exact, da, bă, nu, dar sunt, sunt puștani care acum cresc, adică da. puștani care au acum 18 ani, peste 30 de ani, când o să aibă 48 de ani, o să înceapă să-i roadă nostalgie. Bă, când mergeam eu la Costela, bă, alea erau spectacole, mă, aia era comedie, bă. Nu prostiile astea de acum, zici, tâmpiții ăștia care fac tot cu realitate virtuală, hai cu... mă, mă, lași cu prostiile alea. Pe vremea mea erau oia în carne și oase pe scenă, era... Nu no, știți voi cum erau spectacolele pe vremuri. E garantat că se întâmplă asta. E garantat, întâmplă nici o altceva. Eu vreau să ți mai zic ceva. Îmi cer scuze că m-am băgat pe finalul no, no. dumneavoastră. Eu cred că tot ce înseamnă spectacol live va exista indiferent de forma de manifestare, care că este mainstream pe televiziuni, că este internet, că nu știu, o să fie da. să ți transmiți gândurile de la unul la altul. Habar n-am cum o să fie cu holograme sau mai știu cum. Dar trăirea, adrenalina și da. senzația se pe care o ai, eu personal, nu cred că se poate compara cu nimic altceva. Și eu cred la fel, Silviu, dar... Dar? S-ar putea să avem o surpriză. Tehnologia s-ar putea să se ducă în niște zone în care pe care nu le bănuim acum. Da. Dar și eu putem, cred că da. o să fie ultima redută. Adică și eu cred că socializarea asta e o nevoie atât de puternică a individului încât nu o să dispară foarte ușor. Să te aduni cu niște oameni într-o cameră, să te uiți la o scenă, orice s-a întâmplat pe scenă, aia, nu cred că o să dispară foarte ușor. Dar... Dacă Everybody eu bă, nu... knows. Vorbeam acum 30 de ani de internet, adică cum a schimbat internetul lumea. Nu știu. Dar ca, ca idee, cred că o să rămână între vor. Entertainmentul live. Până la urmă... Uh, vorbeam... <laughs> vorbeam cu băieții... Uh, bă, este... Lasă, e ca la Michael Jackson cu fum. Uh, <laughs> e, foarte, e foarte interesant că, până la urmă, stand up s-a ridicat în mainstream uh, destul de mult și pentru că uh, băi, una dintre foarte puținele forme de entertainment live uh, la care, care se întâmplă în țară. Nu prea se întâmplă entertainment uh, live. Uh, sunt concerte, normal, și Cam atât. Adică, lăsând o parte scena de teatru care este acolo, e uh, entertainment, ăsta, nu știu cum să zic, mai, mai light sau nu știu. Entertainment. Eu n-aș trece teatru la entertainment neapărat. Adică, eu când zic entertainment, mă refer la distracție mai mult. Teatru poate și este mai greu și mai. știi? Uh, entertainment nu prea e. Și exact cum spuneai tu, băi, e o chestie foarte puternică la oameni. Se ducă să se distreze undeva, știi? Și atunci, da, cred că are șanse să să rămână. Da, dar ți-am zis, uh, românii au, au chestia asta, se plictisesc foarte repede. Și mi se pare foarte amuzant că e un contrast între cât de repede se plictisesc și ideea asta cu valorile, știi? Uh, că te plictisești, treci oamenii la de -o parte și după aia te plângi că de ce sunt dați deoparte, știi? Adică de parcă nu taci așa oameni fac chestia asta. Și plus că se duc cu treaba cu uh, valorile noastre, se duc în urmă mult. La Daci. Da, mă! am văzut deci lasă, lasă, generația voastră lasă se duc înainte de generația voastră se duc, la un moment dat am văzut era un articol despre Mircea Crișan anii 60. Actor, da. omule, erau oameni acolo care ne fără să vrea să facă bâză Spuneau că el e cam ultimul din umorul, adică cu Mircea Crișan s-a cam terminat umorul în România, că ăla era. Și omul plecase, plecase din țară în 63. deci el în 63 a plecat din țară. A fugit în Germania. A plecat Germania. Cu, cu umorul. Da, și din 63 de când a plecat, nu s-a mai revedere. făcut nimic. De să spun, inclusiv voi n-ați existat Deci tot ce ați făcut voi, vacanța mai am, toți. am înțeles măi, nu dar noi ăla, bă, ăla, era da. actor de acolo, restul, niște tercheaberche, niște bă, se duc ți-am zis, nouă, nouă, ni s-a explicat că de ce nu umflăm noi în pene că facem mai lucruri când a existat Constantin Tănase zic, bă, frate, sunt 100 de ani nebunilor, lăsați -i. Bă, da, clovnii regilor, îi lăsăm deoparte, da. adică Până, chiar nu pe -o, bă, care au, făcut -au fost primii care au făcut stand-up păi da. vă sunteți bun la cap da gata că am pritochi subiectul. Ha mă o lasă-mă, are de... omul ăsta să -ți spună niște întrebări da, acum, iată a da, 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 fi, final să așa. că a început podcastul. Da, de, pod... de final, așa noi am preluat un uh, am preluat un chestionar de la Inside Actor Studio și uh, foarte scurt 256 mm. de întrebări. Devine intelectuale. <laughs> <laughs> și să da, nu, să te, nu, te, vreau să te întreb care niște. e cuvântul tău preferat. Mamă. A făcut ca Alex Cotez când am întrebat de copilărie. Nam, N-am. N-am. Ești un om al cuvintelor acum. Da, dar nu-mi plac adică... cuvinte anume. Îmi plac în șiruiri. Îmi plac cuvintele când se joacă unul cu altul. Nu-mi plac când sunt izolate. Uite, îți dau un exemplu, apropo de cum sună, nu neapărat de, de înțeles. Îmi place, am, am într-o glumă acum, șirurile de cuvinte credeau că poate să facă patiserie cu chimia de liceu, cretinii. Și îmi place pur și simplu aliterația aia pe vocală, pe consoană tare, pe câști. Credeau că poate să facă patiserie cu chimia de liceu, cretini. Îmi place cum sună chestia Îmi place să o zic. De Uite, mă, asta, asta să facă. în momentul ăsta, asta e mea preferat. preferată de cuvinte. Credeau că poate să facă patiserie cu chimia de liceu, cretini. Și dacă ar fi totuși să alegi un cuvânt, cretini. Cretini. Bun, perfect. Că e scurt, e tare, cretini. Un cuvânt care îți displace? Eu sunt foarte prost la faza asta cu întrebările, să știi. Nu suport întrebările astea foarte punctuale. Uh, deziderat, aș putea spune că nu îmi provoacă o plăjă. Când zic deziderat, mă, mă, mă încerc o senzație nasoară. Și nu știu de ce. Dar deziderat. Nu, nu știu. Dacă e să mă întreb, nu știu dacă mă pui pe, așa pe loc, a, asta, deziderat. Okay. Nu-mi place. Ce te excită, ce te incită din orice punct de vedere? De alegi tu? Între, între ele te rog să lămurești lămuriști întrebarea: ce mă excită sau ce mă incită? Alegi tu. Te excită din orice punct de vedere. Din orice punct de vedere. <laughs> Sexual, profesional, ce vrei tu? Deci mi-ai pus o întrebare dublu vagă. Deci mi-ai pus. Ce te excită e o întrebare vagă, dar să-mi zici ce te excită slash încită e și mai vagă. Păi, bun, hai să o luăm așa. Ce te excită din orice, din ce punct de vedere vrei tu? Din punct de vedere sexual, din punct de vedere profesional? Ce rings a bell acolo? Ce, ce te, nu știu cum să să traduc ca să fie pe înțelesul Ațeles. tău? O să Ațeles. zic... A în general îmi plac picioarele femeilor, dar deja e mainstream, asta este cel mai des întâlnit food fetish, așa că și măcar nu, de fapt nu, nici, am zis degeaba asta, că nici măcar nu mă excită. E un background noi așa, dar da. Uh, apropo, fază interesantă doar așa că dacă mănâncă cam în care să mai lung și lucruri interesante, uh, e o corelație studiată, nu știm cauzalitate, dar corelația există între uh, cât de uh, prevalența fetișului cu picioare și a epidemiilor uh, de boli sexuale. Nu putem, da, există o corelație foarte clar studiată. De... O să beau puțină bere, că <laughs> mi-ar mi ars două lămpi <laughs> da, da, e o, o corelație, da. da. Au descoperit oamenii că în momentul în că există epidemii de uh, boli sexuale, cum a fost sifilis, cum a fost sida, cum a fost așa, crește foarte mult incident, prevalența uh, uh, fetișului cu picioare. Na. Are sens, pentru și că... că. Dacă vă mă măcar, ați aflat okay. ceva ciudat. Așa că <laughs> <laughs> uh, Uh, bă, apropo de incită profesia uh, profesională. Uh, apropo de meseria mea, există, există un moment pe care nu pot să mi-l explic uh, și care îmi place la nebunie și anume ăla când o glumă vine gata formată uh, în minte. Eu îi zic că vine liftul de la subsol. You see it coming. Cine, nu! Cine a scris-o? <laughs> Mie mi se pare extraordinar. Știi momentul în care ești pe scenă și Îți vine, îți vine gluma da, da, completă Da? Mama, astea sunt chestii foarte rare mi Sunt foarte rare, dar se întâmplă uneori Și te surprinzi, nu ți s-a întâmplat niciodată adică, Bine, voi știu că vă distrați foarte tare la spectacole Bă, dar sunt momente în care Te surprinzi tu pe tine Adică mie mi s-a întâmplat de câteva ori până acum Să scot pe gură o chestie pe care și eu am auzit-o când am zis-o și am început să râd de ce mi-a ieșit pe gură, dar eu n Și asta spun că după aia m-am gândit și, "Băi, ta cine dracu a scris? Cine a gândit chestia aia? Pentru că eu m-am distrat exact ca și cum aș fost în public. Eu n-am văzut venind mai. Dar eu am zis-o. Și deci alea sunt momentele de da, să spun, profesional, alea sunt momentele care se întâmplă e foarte geni. rar, dar da. când coboară îngerul și zice, "Oh!" Vezi, uite, vezi, vezi, diferența de abordare. Tu zici că se coboară îngerul, eu Bă, spun da. că vine ceva de jos. Bă, eu da, zic da. că vine <laughs> de la subsol, știi? <laughs> Deci nu știu, că vine de sus, că vine de jos, e momentul ăla. Ăla okay. mă omoare uh, de plăcere. Când când mă fac eu pe mine să râd, da. În afară mă, de pe, Da, pe bune mă fac eu pe mine să râd. În e... afară de întrebările fixe, ce îți stăie cheful? Întrebările fixe, clar. Am zis în afară de întrebările fixe. <laughs> nu, mă, dar pe bune, fii atent, am fost la uh, Gicu. Da, am zis în afară de am, întrebările fixe. Am fost fixe. la Gicu la la Gojira când făcea la Tanana na, uh, emisiune. Da. Și mi-a dat la foc rapid uh, întrebări da. din astea. Și la foc rapid m-am blocat. Deci eu n-am stat vreodată să tac mai mult decât când m-a luat Gicu la foc rapid. Pentru <laughs> că mă omoară asta. Filmul preferat, scena preferată într-un film, referul preferat, cartea preferată, autorul. Deci eram în continuu pe pauză, eram așa. N-am putut să răspund, cred că la șapte întrebări la rând. Nu știu dacă mă e cu de asta, știi, fix aia. Uh... Uh, Ce-mi taie cheful? Poți să te gândești cât vrei să știi. Uh... Deci nu... Aici nu e pe rapid. bănesc că îmi taie cheful e diferit de. mă enervează. Nu? E o chestie de nuanță, dar da. Nu-ți mai vine nimic să faci. Nu știu cum. Adică. Uh, am. Nu devii agresiv, ci pur și simplu fac-it. Fac it fac de a Încă nu sunt acolo. Sunt pe drumul în direcția, încă n-am ajuns acolo. Mă ajută Vio foarte mult, Vio e ca un șerpaș pe Everest la faza asta. Uh, Mi-aș dori să doar să mi se tai chipul, încă mă și enervează un pic. Uh, momentul în care vin oamenii și ne spun ce înseamnă meseria noastră. Cum? Ce înseamnă? Nu. Cum? Vin Cum? și ne spun. Cine sunt oamenii? Oamenii, 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 oamenii? oamenii în oamenii, general. Cu care mai discut? Entitatea anumită public. Elemente din. Da, da. Mici fă, bucățele. Fără de, râme, de, da. De public. Se întâmplă foarte des. Vin, vin și ne spun. Și uh, o vreme mai enervat și din ce în ce mai mult vreau să ajung în punctul ăla. Deci, ăla e scopul, să ajung în punctul în care zic, ok. Ok, e ce vrei tu. Da, înseamnă să jonglez două portocale în timp ce fac flotări. A, ala e stand-up. e perfect. Pentru că vin și ne spun. Adică, nu spun, bă, mie nu-mi place Una anumit set de stand-up, ci spun, stand-up-ul este. Două puncte. Și în momentul ăsta sunt ok. Da, Gata, spune. am înțeles, da. Da, spun, da. Încă mă mai enervează un pic, da. Okay. Ai, am Aia am tăiat Când cineva se apucă să-mi explice ce fac. Sau să-ți explice o glumă, poate. A -a -a. Și pentru că întrebările se leagă într-un mod foarte frumos. Așa. Care e în jurătura ta preferată? Băi, uh, ca sonoritate, răspândire și uh, tot ce vrei, legătură sufletească. Uh, uh, tot, tot ce în jurul lui Pizdamati. E, e atât de versatil și în același timp, bă, sună, că revin la, îmi place, băi, auzi cum sună Pizdamăti. Numai dacă e pe consonant, da, măti, știi? Este superb, e superb. Și e cea mai... Și... Aici legat, fac eu o mică paranteză legat de întrebarea asta. Trebuie să, trebuie să mărturisesc că unul dintre primele tale materiale da. de acum mult timp care mi-a mers la suflet, da. a fost ăla cu, 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 cuvinte, pulla, cu cuvinte vulgare, cu pula mea ca sem de semn de, de, da. de punctuație. Care da. cred că a, a, a fost. Cred că a devenit viral. Da, în 2007. Înainte de YouTube. Nu, sau, atunci a apărut YouTube. -ul. Sau. Adică nu, a, fost, -a, a fost pe YouTube sau a fost pe înainte pe 2.20 sau nu, pe nu, ce nu, era nu, înainte? YouTube. Pe YouTube Pe YouTube. l-am pus, nu? YouTube YouTube pus, pus. Pe YouTube l-am pus și a fost, da, cam atunci a apărut YouTube-ul și pe da. 2006, da, 2007, da, 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 cuvinte vulgare. Uh, sau cum a zis, stai, că am, fost, am fost acum la Teo Trandafir în emisiune de ziua ei și uh, uh, cum a zis ea, Cuvinte îndrăznețe. <laughs> 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 Vezi ce înseamnă televiziunea, ce înseamnă mainstream-ul, da, că da. trebuie să, -ți... Ce să faci un pic mai... Să faci da? un pic. Uh, uite, apropo de asta. Uh, mi se pare foarte, foarte interesant cât de greșit înțeleg oamenii o anumită idee apropo de ce înseamnă să creezi. Uh, mi s-a spus de foarte multe ori că... Că era greu să faci umor pe vremea comunismului și că voi acum, mă rog, aveți o libertate de asta pe care o înțelegeți prost și o foloseșteți. Până la un punct, îngrădirile sunt propice. Adică... Gândește puțin, cea mai, cea mai grea temă de compunere pe care puteai să o primești, scrie despre ce vrei tu. Scrie orice. Scri orice. E, te blochează total. Scrie orice. Uh, normal că nu are cum să fie bine să fii cenzurat, vânat uh, și așa mai departe. Dar pe de altă parte, în momentul în care știi niște reguli ale jocului, alea îți descriu exact țintele. Adică uh, șopârla. Ideea de șopârlă în sine a dispărut odată cu Categorie. cenzura. După 90, asta n-a mai existat. Da, dar șopârla era în sine o formă de, de a scrie, adică era o, da, o, da, o formă da, de, de scriere. Deci, odată ce a dispărut îngrădirea, a dispărut și forma aia. Da, stilul respectiv, nu, nu, dar nici nu mai avea cum să existe. Nu mai dar, dar, dar nu avea cum să existe. Absența unor uh, îngrădiri nu înseamnă neapărat ceva, o creativitate mai sălbatică. Nu are nicio legătură una cu alta. Nu. Are vorba doar de stil. Stilul de a face umor, atâta tot. Deci, asta spun că da. E într-un fel interesantă chestia asta, că dacă n-ai nicio limită, trebuie să ți-o găsești, într-un fel, știi? Chișu uh, a fost foarte inspirat la faza asta, pentru că în prima fază, pe atunci, 2004, 2005, 2006, uh, el, -a, el a funcționat ca un fel de îndrumător așa nostru, nu neapărat artistic, nu, dar așa, în general o, cum să zic, o rază de ghidaj, așa, nu să ne zică ce să facem. Dar a fost extrem de inspirat și am vorbit cu el despre treaba asta, că niciodată nu ne-a spus să nu fim porcoși. Și a fost foarte inspirat. Pentru că uh, dacă nu ne-a spus niciodată, nu ne-a pus niciodată limite la vulgaritate, niciodată n-ai zis, bă băieți, e cam mult. Adică putea să facă asta, bă băieți, e cam, o, oh, cam dați de gard, știi? Și o dădeam. Uh, fazia că dacă ar fi făcut asta, apropo de ce vorbeam, în secunda a doi ăla ar fi fost uh, scopul nostru. Cât de porcos pot eu să fiu până se oftică asta? În momentul în care uh, ne-a lăsat uh, mână liberă... De fapt, nu v-a spus nimic. Așa. Voi ați fost singurii voștri critici. Da, și a trebuit să ne găsim noi limita, știi? Și mi s-a întâmplat într-o seară, chiar mi-au cam că am avut un show atât de porcos, că m-am scribit eu pe mine și m-am dus acasă și stăteam așa pe fotoliu, chiar mi-au camită de seară, și stăteam așa pe fotoliu și mă gândeam, bă, Parcă nu mă simt ok, parcă mă simt murdar așa, că am făcut prostia asta. M-am violat asta. singur. Da. Și <laughs> am Efect... da, mă. efectiv am zis, bă, nu, e ok. Și de atunci am început să o mai uh, domolesc. Dar pentru că mi-am găsit eu singur limita. Dacă îmi punea chișul limita, aia era o țintă. Era cum fac eu să bag șopul, cum fac să... Exact, exact, Socolesc. o colesc. făcând Nefăcând asta, ne-am găsit singur limita și cred că a fost mai bine, știi? Legat de șopârle, care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Băi, nu știu dacă nu-mi plac Nu știu dacă n-am preferințe sau pur și simplu mă pun pe mine în dificultate chestiile astea Zgomotul pe care sau, sau, sau care sunetul. Un, zgomot, un, un sunet care îmi place uh... Nu știu de ce, dar îmi vine minte acum a întins unt pe pâine prăjită și așa mi se pare foarte, foarte bun. satisfăcător. Foarte bun, bun, bun. Da. Uh, un zgomot pe care nu poți să-l suferi? Uh, 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 pisicile în călduri. Da. Tu ai una sau două? Câte pisicile? Uh, două. Uh, nu toate pisicile fac la fel uh, în călduri. Uh, mine, știi ce, știi ce mă, 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 scoate de minți sunetul ăla? Pentru că au niște inflexiuni, au niște inflexiuni care la un moment dat încep să sune a vaiet de copil. Da, da, da. Scâncet. Aia mă umor. Da, scânce de copil. Aia mă, deci când aud aia pe afară, mă lucrează la o chestie de aia, la creier reptilian, nu știu, la, da, mom, aia. Știi, când se vaită, E mișto, ale noastre, de exemplu, că sunt castrate acum, dar până să le castrăm, când erau în călduri, se văitau și mi se părea amuzant la infinit. Deci puteam să stau o oră să râd de aia care se văita. Că se văita. Nu ajungea în schiunatul ăla, știi? Erau au, au, au. Făceai efectiv ca o babă de aia pe care o torșeai. Au, au, au. Treceți să mi-o știi. Nu găsești un motan să mă tragă și mie. O, o, o. Da, și efectiv mă ungea pe suflet. asta. Râdeam. Sadic, <laughs> <râdeam>. dracu. <laughs> da, mă, da, asta e. <laughs> Era mișto și că era ceva, adică era și o suferință care adăuga un pic de piper în plăcerea mea, așa mă, cea, Dar, da, aia era foarte amuzant și îmi plăcea foarte mult. Mi s-a întâmplat să stau minute în șir să mă bucur de, de cum se voi De necazul, de necazul, de necazul mă, de mă, mă, omului. Da, da. dar de da, da, un ăla, era sinistru, cele mai sinistre sunete pe care poți să okay. Ce meserie, în afară de a ta, bineînțeles, ți-ar plăcea să încerci? care nu are nicio legătură cu ce faci tu. Băi, n-am încercat niciodată să putea să fiu praf la, la tot timpul mi s-a -mi și mișto ideea de olărit. Ca în ghost, așa? Da, dar nu n-am încercat, deci n-am pus niciodată mâna pe... În, în spatele da. lui Demi Mor, frumos. Ă n-am pus niciodată mâna pe așa, dar am în cap ideea asta că mi-ar plăcea să o S-ar putea să nu-mi placă să o s-ar putea mai mult să mă gândesc că îmi place să o dar <gri> am tot timpul asta cu și mi se <gri> Să faci Cred că te-ai uitat da, prea mult da. la Ghost acum. Da, da, da. da. Uh, o meserie, bineînțeles, în afară de data pe care n-ai face-o sub nicio formă? Dacă ar fi să alegi una, una pe care n-ai face-o nici cu pistolul la tâmplă. <fie> suflai! Serios, suflai! Contab Contabil! Nu vei nimic, cred că... Uh... cred că ceva... A, ah, și iată că s-a întâmplat în Save mod tradițional. By the bell. Nu, nu. Melinda mă sună la toate, în timpul tuturor podcasturilor care mă duc, vine un moment la care mă sună Melinda, deci iată s-a întâmplat și aici. Hello, sweetie, Ce? Ce Degeaba mă bați toți în la podcast. Ești Dar în direct. Da, 5 ore stai la. <laughs> ah, o plecat de ieri, îți dai seama, gagi o plecat de ieri și acum. Te invizi. Hai mai stau Bye. puțin. Bine, bai. Bai. Deci este, cred că al șaptelea podcast dacă eu, ai să... eu, Știi cum? Cred că faci tu cum, cum fac uh, gagicile când se întâlnesc cu, cu unul de pe Tinder, știi? Și au backup. Și A, vorbesc și, zic, și, auzi, și, și spun, că, auzi, fii atent, după, după, după o oră, după o oră sun, dar mă da, suni, da, da, mă da, suni și mă întrebi că, că, băi, vezi că am ceva urgent da, și da, te înțelegi. Gazul, 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 mâța în căldură, chestia, ai castrat, avem a treia care nu... Așa, ce ziceam? Înainte să fiu... Ziceam de... O meserie pe care n-ai vrea să o faci. De meseria pe care n-ai vrea sub nicio formă să o faci. Bă, uite, poate că sunt eu privilegiat și n nu m-a dus viața acolo sau nu știu, dar uh, nu cred că aș putea să fac nimic din ceea ce înseamnă să înșeli uh, oamenii în mod activ. Nu cred că aș nu să că... fac. Asta fac foarte mult să știi. Uh, nu, adică să faci, să faci un uh, scam, să faci o asta, să prostești oamenii. Să fiu un nigerian, de exemplu. Da. Uh, da, no, asta nu. Uh, deși e o diferență pentru că. Uh, Escrocheria e o formă de artă la un moment dat. Adică, sunt niște povești cu escrocherii legendare și chiar sunt niște. Bă, creativitatea e fantastică. Creativitatea este incredibilă. Da. Nu la asta mă refer. că aia pot chiar să respect la nivel de. de, de artă. Pot să respect escrocherii de la oameni care vând statuia uh, libertății sau adică, bă, trebuie să fii artist ca să convingi pe ceva că e vândut turnul Eiffel. Adică, e. Uh, <sînt> 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 Mă refer la asta simplu, la găinării, la de astea, la, mm -hmm. știi, nu știu... Politicianisme, să, să zicem. Da. Uh, nu chiar, a vândut căcaturi, la de astea, la să-i păcălești că le dai ceva și să nu le... Alba să... neagră. Da, la, la chestii astea. Asta, asta nu cred că mm -hmm. nu, nu, nu aș suporta, să înșel oameni, să pui... Okay. Să-i păcălesc așa, să-mi joc de ei Asta, deși unii ar spune că eu asta fac Meseria mea, practic sunt convins că sunt Doamne, acum, prietene, asta da, fac Asta fac, ce fac, ce ce puțin două comenturi <laughs> Dar tu nu faci asta Azi <laughs> am fost eu La cât e biletul și la ce prostie am auzit Măcar de fi fost tu prins Nigeria, prietene, ascultă Păi eu am fost la Micea Crișan în 61 la spectacol <laughs> Asta cu Mircea Crișan. Da, da, asta o să rămână. Deci, eu, nu, eu am aflat de Mircea Crișan după facultate, adică foarte târziu, deci după 80 și nu știu cât. Că acum să mai vorbește despre Mircea Crișan, mi se pare fantastic. Adică băi, el nu mai există în, în memoria băi, colectivă de știi, știi 40 de ani. ce s-a întâmplat? Că mi-am o să acum de unde era articolul ăla. A fost un articol Uh, scris, nu mai știu pe ce site era, era un articol scris ca să indigneze oameni. A, ah, ok. Titlul, ca să înțelegi titlul, era așa, înainte de Bobonete și că a fost el. <laughs> Spunem că nu e un <laughs> spune că e un, că catch, e un, da, e un da, catch fantastic da, aici, da. Și da. nu da. Fi fost domne ieri, a, a fost ieri și era, da, mici, așa, nu Și uh, a fost un trigger, deci a trigger foarte mulți oameni care au venit cu o camion de ură și de căcat pentru Bobo și pentru Bendeac. Incredibil. Și că dai i mă, cu pe aia, nulitățile aia, nu știu ce, și după aia puneți în aceeași propoziție pe Bobo și Bendeac cu marele Mircea Crișan, acest monstru sacru al și efectiv eram, ok, poate n-am o cultură artistică vast, dar nu știu, nu, chiar nu auzisem de el, știi? Și oamenii. Nu ai avea că... cum să auzi, nu ai cum să auzi dacă el e plecat din. Deci, de, de, în timpul vieții mele, n-aveam cum să aud de el. Da. Pentru că, fiind plecat, era evident un band din ăsta da, 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 ca informație, adică n aveai cum da. să citești despre existența lui. Da, deci Am... trebuia să-l fi prins până în 60 sau cineva care l-a prins până în 60 de la un om mai în vârstă să care să-ți povestească. Da. Noi când am început în facultate să facem divertisul, da. normal că ne-am intersectat cu actori, cu Bulandra, cu care se uitau la noi, nu le venea să creadă că noi ăștia, niște ingineri care nu avem niciun fel de cultură în genul da. unui actor mare da. cum era Cotescu, de exemplu, da. Dumnezeu să le te... s uitau la noi și scenei. <laughs> bine, nu, de drag era adică da. se uitau cu ochii căscați nu le venea să creadă că noi putem să creăm niște chestii fiind ingineri, neavând da, educația dar formală deci nicio legătură cu ce fac ei și da. făceau, mă, Bulandra da. în anii 80 era cea mai mare scenă posibilă de actorie din țara asta și cel mai mișto lucru care se putea întâmpla din punctul ăsta de vedere și Acolo am aflat noi cât de fapt, stați, că a fost unul care bă, făcea cam în stilul vostru și vă dați seama cât era de tare pentru că făcea împotriva regimului în da. anii ăia, că da. era mult mai strâns șurubul decât era în anii 80. Adică zicea de dej, zicea de... Era, nu, nu se spuneau cuvinte. Asta era da, șopârla, mă rog, că șopăr, nu exista acolo, nu? Se spuneau, da, da, da. totul era pe Parabole și subtext, exact. Cum făceam noi. Pentru că ăla era și atunci am aflat de el și am început să căutăm. În bibliotecă nu exista nimic despre el, deci n-aveai cum să aflăm. Foarte târziu am citit niște chestii. Normal că nu m-a nicio relevanță, exact cum spui tu. Sistemul nu mai era același, nu mai avea niciun caz. scuze. Iar de a vorbit. Bumărul că s-a făcut de vorbit, nene. -ne. Stai Scoteți-l dragi cu priză. Baboiaș, da? Dă-l pe pet cu mai jos. Uh, Claudiu Teohari, da. fără E. Alexandru Zob. Dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Ha! <laughs> yes, man! Yes! Așa trebuie. <laughs> Asta fix, doamna, să, să... Ha! <laughs> Ți-am făcut Te-ai speriat? Cine, cine crezi că te-a făcut să nu crezi că există toată viața ta? Iamul, l mă în de prost. La mine stare de mine, de ce crezi că l-am dat afară? <laughs> te oare, îți mulțumim tare, să tare mult că ai venit o la această onoare. întâlnire. Mi-am râs -am. și a ce fost până? foarte mișto. Am trecut și prin filozofie, am făcut tot ce trebuie. Bă, frate, asta s-o dați cu titlul Așa trebuie făcut. Și am primit și un premiu. Ceea ce mai multe podcasturi ar trebui să facă asta, jur că simt că n-am plecat cu mâna goală. Foarte bine. Superb. Mulțumim. Superb. Mulțumim mult. de, Băi, eu vă mulțumesc pe bune. Extraordinar. Doamnești.